cum aș putea proceda să ajung mai des la biserică în condițiile în care muncesc aproape 24 din 24 de ore pentru facultate. Mă! 24 de ore, 24 de ore. Nu mai mergeți la biserică, vă rog că sunteți un sfânt. Acum, dincolo de glumă, nimeni nu muncește 24 de ore din 24 pentru facultate, că trebuie să și doarmă, să și mănânce, să și iubească, să și uite că e om câteva minute pe zi. De aceea vă doresc să vă veniți în fine, adică nu mai calculați cât faceți pentru facultate, ci cât puteți să-i dați un Hristos din ceea ce faceți pentru facultate. E spune mai de psalmia. Și programul este extrem de încărcat și aș vrea să fac totul cu vrere, dar parcă nu pot să-l pun pe Mântuitorul compromis reușit de când e de sus la tot. Nu dați vina pe Cămaș 5, asta e important. Munciți cu bucurie, cu nădejde, dacă nu sunteți cel mai bun student. Cei mai neprofesioniști oameni pe care îi cunosc sunt cei care au fost studenți de 10 pe linie. Niciodată n-am mai vrut să facă ceva, să o mulțumim cu 10. Dar atunci am încercat să fiți cât vă îngrijiți de Dumnezeu, student, munciți mai mult și încercați să nu uitați că aveți și suflet. Din facultate nu ieșim cu un suflet mai bun decât dacă muncim cu el. Cum poți explica unui tânăr de 16 ani în mod civilizat că Dumnezeu există în tot ceea ce ne înconjoară? Menționez că până de când merge la biserică, dar dintr-o dată a hotărât că e mai bine să fie ateu, pentru că vă puteți spune împotriva hotărârii lui. Ați greșit undeva, dar sunt fundat în biserică când era mic. Da? Hai că ți-a dat părintele pâinică cu lingurița și de dat, de fapt, trupul și sângele Hristos. Haide să dăm un pupic la Maica Domnului și, de fapt, să dăm o închinare Maicii. Ați atras cu pupicuri. Și atunci copilul s-a cam saturat să mai fie cu pupicuri, deci uite așa. E o reacție aproape corectă a fiecărui suflet de a căuta mai mult. Și apoi cu ateismul așa ești prea știți cum e, ca toți ne facem, că suntem mici, veterinari, aviatori, elicopteriști, și ajungem profesori, nu ce? Și toți încercăm cam toate meseriile din lume, da? Nu, e aproape firesc. Nu fiți supărat. Lăsați să fie bucuros în ateismul său, pentru că dacă un copil inteligent nu poate să rămână prost. Ce poți face cu un copil de 15 ani care nu este motivat de nimic? Găsiți-i profesorul care să-i găsească motivația. Chemați în ajutorul specialist care să stea de vorbă cu el și să-i spună nu ești motivat, pentru că, de fapt, un copil nu trebuie motivat. Noi credem că totul e după manual. Parenting, anti-parenting, parenting, anti-parenting. Nu, un copil trăiește după rânduiala și rigoarea pe care simte că trebuie să o acorde vieții sale. Mamă, dacă stăteau părinții de generația noastră să ne și motiveze, uai ce eram acum, mamă, rupeam locul. Dar ne motivau mai simplu, la noi era un pic mai simplu. Dacă vreau mașinuța aia albastră cu roțile alea negre care scârția de când o cumpărai, era suficient. N-ai iPhone, nu există. N-ai iPad, nu ești în galaxie. N-ai Facebook, nu există. Ori, motivație mai ușor. Nu material, în niciun caz unde material am nevoie copii. Vizibil lipsiți cam mult de acasă. Cred că motivația lui ar fi să stați mai mult cu el. E o mărturie a cuiva că lui frate a murit săptămâna trecută în Spania, în Vinerea Mare, Dumnezeu să-l odihnească și ne putem ruga pentru el. Părinte, dacă sunt căsătorit și mă gândesc să merg la mănăstire, e sfat așa? Și așteaptă și un băiețel. Mă, omule, stai mă acasă. Ce să faci la mănăstire? Să-și crească beata femeie singură, copil, că te-a părit pe tine Duhul Sfânt. Stai, te rog, acasă, crește-ți copilul. Și când îi să pleci la mănăstire, fă mănăstire din casă, dacă vrei. Asta nu înseamnă să pui icoane și la veceu, că nu se pui. Da? Nu e exagerat. E o ispită, las-o. E dracul duhovnicii. Asta e un drac, un drac parșiv. Ăsta îmi dă pe la ochi prima dată. Toți copii se dă Duhul Sfânt, măcar o zi pe an. Nu e așa. Trebuie să învățăm că suntem doar mișnoace prin care Duhul Sfânt lucrează în mijlocul oamenilor. Nu suntem Dumnezeu, slavă Domnului. Cât am avut de lucru, atunci suntem 28 de ore de 24.
Deci vă rog, veniți-vă în fire. Și când vine bebelușul, pupați-l, iubiți-l. Uite, decretați-l stareți în dumneavoastră. Faceți ascultare. Oricum o să faceți ascultare. Când o să plângă de lapte, știți, cu bărbații așa sucită treaba, că ei se vor dați. Dar când trec pe linia a doua, e cam nașpa să fie notă de subsol. Și inventez ceva să ieși în față ca un copil. N-aveți nevoie de mânăstire ca să vă împliniți ca oameni. Cei care au nevoie de mânăstire să se împlinească sunt deja la mânăstire sau urmează să meargă la mânăstire fără a ajunge la mânăstire ca și cum ar fi parcat greșit în familie. Ce este iubirea? Iubirea nu e un ce, iubirea e un cine, ca și adevărul. Știți de ce ne răspunde Domnul Mântuitorului Pilat? Pilat îl întreabă ce este adevărul. El întrebarea corectă era cine este adevărul. El punea întrebarea cu asta. Dacă mă cunân în biserică, îmi puteți să pot ulterior să practic în continuare religia anterioară, cea catolică. Depinde de preotul care vă cunună și dacă e suficient de seducător. Să ne rămânim. Catolicismul nu e altă religie, e altă confesiune, da? Atât. E alt mod de exprimare. Dar nu e altă, nu e altceva. Păi încercați și să vedeți când vă iese. Cu o metodă să mă las de Facebook. Păi vorbesc cu domnul Zuckerman, că am impresat că și el se lasă. De-aseară nu văd bine. Cred că de-aseară. Aseară cea mai interesantă întrebare a fost cea pusă de un conservator american, care i-a spus lui Zuckerman, bine, ok, o să-și ceri iertare de la cele 80 de milioane în care le-ai furat dată, dar ce te faci cu ăla care le-ai închis conturile că nu gândesc progresist ca tine? Că nu acceptă LGBT-ul, nu acceptă aia, nu acceptă... N-a răspuns nimic. Gura păcătosului nu rostește adevăr niciodată, știți? Niciodată proverbul. Deci vă lăsați de Facebook închizându-vă pur și simplu Facebook. Închideți-vă ferestre ca Windows-ul de... Și să vă mai spun, chestia că noi nu deschidem Facebook. Facebook-ul nu te deschide pe noi. Dimineața primul la știri acolo. Ne trece 96, ne-a trecut nouă comunismul în parte, să ne treacă și Facebook. Cum să ne educăm copiii creștinești? Cu foarte multă destindere. Unii și-au în serios educația creștină a copiilor și cred că e așa. Duminică dimineața, aliniați, driți! Fuga marș la biserică, driți! Aliniați! Privirea în aliniați. Nu e armată. Educația înseamnă să găsești ritmul după care celălalt te urmează. Știți că eu, apropo de Facebook, eu umblă un desen în care o mamă stă și citește și fetița lângă ea citește și ea. O altă mamă stă pe Facebook și butonează și fisa face același lucru. Și spune asta că eu nu știu cum o faci pe fita să citească. Deci dacă vrem să ne creștem copiii creștinești, noi ești și să fim creștini. Dar creștini, cu toate ale vieții, adică dacă copilul tău de toată săptămâna bolnojindu-ți bărbatul, prăpătitul, nenorocitul, pădăchiosul, scârposul și bețivul și nenorocitul, pe cum să te creadă duminică când îl duci să zică Tatăl nostru, că taxul ai umilit. Chiar dacă ai dreptate. Sau... Nu. Copiii trebuie să le vadă destinși. Dacă le văd destinși în creștinismul nostru și să le explicați foarte des că Scriptura nu dăunează sănătății. N-am la mine un Nou Testament să vă arăt că n-are semnul la interzis 18 ani, da? Poate fi citită de mai mici. Uite, dacă vreți să faceți un bine prin uitații de copii, vă rog, eu faceți un concurs de bun simț în comunești și cine câștigă are o Biblie cadou. Și dați 1000 de Biblii, 2000 de Biblii, 3000 de... Deci vă spun eu, dacă vreți să ne salvăm copiii, trebuie să le dăm Scriptura din care să citească unde salvarea lor. Ajunge. Le-am dat de toate. Televizor, canale, unele chiar canale. Le-am dat iPad-uri. Dați-le, Domnule, Scriptura, învățați să citească Scriptura. Când sunt mici, dați-le mica Biblie. Aia frumoasă în voastră. Dați-le pe Hristos. Dacă dai pe Hristos, îl iei pe Hristos. Când dai pe dracu, dai de dracu ce zori. Părinte, mi-am șters contul de Facebook. Bravo. Și colegii îmi spun să-mi fac cont din nou. Nu o să mai fac. Te-ai salvat. Bravo.
Cum fac să trec peste un episod foarte dureros din viața mea, care a săpat răni adânci în sufletul meu și nu vreau să se continue în mai mult viață? E vorba de trădare în rândul ăsta. Păi, fă-ți crucea mare că ai scăpat de un nenorocit. Oricât de dureroasă e despărțirea de acum, închipuie-ți dacă o făcea, după ce aveai 2-3 copii și salutare neică și noroc, că se plictise aia într-o oboseală endemică. Era într-o depresie și se motiva cu colega. Dă-i drum. Și că să rog până, părinte, pe ca să insiști cu o cerere în căsătorie. Și că văd o lumină acolo, de asta insist. Asta cu lumina mă pune pe gânduri, știți, să spun că era un nene care era beat mort. Pe stradă și a ajuns în dreptul unui stâlp. Știți? Unui stâlp de iluminare. Și tot băga cheia în stâlp și întreba, vine polițist, dar nu am nimic cu polițist, nu-i vină lui. Vine polițist și întreba, matale, ce face aici? Și ce încerc să deschid ușa la casă. La care polițist zice că mai încearcă, văd că e lumină sus. Aveți văzut ce lumină vedeți, da? Să nu fie numai mintea dumneavoastră, dumneavoastră. Toți care au mici obsesii, numai ei le văd în direcția. Ceilalți nu le văd. Sper ca fata să fie hotărâtă să vă spună, da, opa. Cum să făcăm viața nebună pe care o trăim? Viața care ne stoarce de blagă și bucurie și ne împovărează continuu cu necesitatea rugăciunii pe care. A, să știți că rugăciunea permanentă nu e o necesitate. Rugăciunea permanentă este sau nu este. Dacă o ai, e bine. Dacă nu ai, slavă Domnului, poți să faci rugăciunea mai puțin permanentă. Nu toată femeie ne umblă cu permanentul pe cap ca să fie femeie. Dar fiecare acum se potrivește starea de viață. Începeți prin a vă ruga puțin câte puțin. Prin a vă determina într-un fel sau altul de existența cu lucrurile pe care le puteți face. Știți? Dumnezeu nu ne cere să... Eram în urmă cu foarte mulți ani într-un sat în Moltenia. Eram secretarul de ce subliniezul ăsta. Nu eram foarte popă. Nu eram popă de lume. Nici băgâneam să ajung greu vreodată. Și m-a întrebat acolo un nene care era mai bătrân și care era foc de isteți. Eu după postică ce ia, zice, bă, tată, zice, bă, dar câți popi e nevoie, bă, să faci centrala de la Cernobâl? Încă nu bubuise centrala ca să atingem perfecțiune tehnologice. Toți erau încântați pe centrala atomului electrică. Și a spus, nene, nu știu, că cred că 20 de copi, dacă ar pune mâna pe cap, cred că putea face într-o 6-7 ani. Cred că s-a descurcat să facă centrala atomului electrică. Eu te dor. Dar zic, dar spune și mie de câți ingineri e nevoie ca din pâine să faci trup și din vin să faci sânge. Și eu te, ai dreptate. Adică nu încercați să faceți ce nu voi dați să faceți. Ce părere aveți despre serii? Nu. No. Unde ați reușit? Altele nu ați reușit. Dar, întrebarea a doua e mai. Ce este normal să existe invidii dintr-o facultate de teologie? Nu. No. Facultatea de teologie e un sinaxar ambulant. De fapt, aveți să ne pupăm dimineața ca pe moaște între noi. Băi, oameni buni, suntem din carne și oasă, suntem niște prăpădiți, numai Harul Hristos ne ține. Peste tot e invidie că dracul umblă liber. Dumnezeu ne vorbește prin toate, prin natură, prin frumusețe, prin lună, prin stele, prin tot. Numai dracul vorbește doar prin oameni. Ia invidia este arma lui. Uite acum zici dumneavoastră, asta că știm noi. Speculantul de serviciu. Purtătorul de cuvânt, s-ar zice. De aceea, sigur că în facultate nu e normal să fie invidie, dar dacă este, nu fi supărat. Trebuie să avem și noi un brac cu care să ne bată. Cum a trebuit să se comporte soția cu soțul ei când este nervos și când începe să vorbească urât cu ea? Păi trebuie să se pregătească purtându-se frumos cu el înainte de a vorbi el urât. Să știți că bărbații ăștia sunt răi și sunt așa, dar nu le sare nici lor capacul la cutia de muștar din prima. Au și rezistența lor. Iar când într-adevăr este un violent și un răudăcios, îi lăsați cheia de la casă și plecați. Să știți, să părăsești un om neatent nu e un păcat. E o atenționare. Cui știi că am găsit iubirea adevărată? Păi nu știu că
mai multe. Eu să știi. Mi se pare, mă, uneori mănânci un sac până la de sare și constați că el avea iubirea adevărată în altă direcție. Toți au iubirea adevărată, dar stau și își îngrijesc mașina, își vezi cărțile din raft. Au, fiecare avem și iubirea de aceea. Iubirea adevărată este una singură, pe care o venim după ce murim. Acolo se vede, dar până atunci. Suntem supuși unui test permanent. Ce facem dacă avem păcate chiar spovedite care ne apasă? Ne spovedim mai atent. Acum să vă spun, păcatele spovedite și iertate nu înseamnă că sunt și uitate de noi înșine. Dar trebuie să muncim cu noi un pic mai atent. Unele revin. Avem câteva păcate care ne fac plăcere. Am întrebat eu odată o tanti care a făcut exces la viața ei de multe. Și pe ce am ascultat-o zic, mă pare rău ceva. Nu, părinte, așa bine a fost. Ce să faci în fața lui astăzi, Doamne? Că să faci crucea mare și să te rog să-i vină mintea la cap. De ce s-a ales oul pentru a fi vopsit? Nu mă întrebați cu mine de ține, eu cred că s-a ales oul pentru că era cel mai la îndemână. Exact cum zice Domnul, pâinea noastră cea de toate zilele, că totuși e un aliment pe care îl avem cam toți. Nu mă unii mănâncă doar cozonac și cred că sunt creștini. Atenție! Și biserica, în exces de zero, doar a premiat unii care cred că doar cozonacul e pâine. Nu e doar cozonacul pâine. E în traducerea lui Dosof de a mâncat pâine de zgură cu lacrimi în băutură, e mai de preț decât cozonacul care am amestecat sudoarea altora. Cred că s-a ales o și pentru simbolistica lui, dar nu trebuie să exagerez. Azi am avut niște explicații la legenda omului roșu, unde m-am cutremurat eu însumi, una dintre dacă unul dintre cei care l-ar fi pedepsit mai Mântuitorul Hristos a spus, bă, a înviat Hristos când să face omul roșu și o cătat cocoșul din borșul ăsta, din, nu știu dacă aveai borș pe atunci, dar și că dintr-o dată cocoșul a cântat și omul s-a roșit. Dar nu-i chiar așa, da? Era simbolistica lui, dar nu trebuie exagerat. Și apoi noi mâncăm omul roșu pentru că ne plac. Ne plac, o simbolistică, dar nu aceea este principală. Nu brânza și ouăle sunt sensul învierii. Înviere, în Hristos dă sens învierii. Ca aici, că dacă nu mânci miele, înseamnă că mai crezi în înviere. Ce are mielul cu învierea? Felea să nu mânci. Ce fel de iubire este între frații care se ceartă tot timpul? Păi, acum, o iubire așa, cu năbătăi. Dragoste cu năbătăi. Iubiri și iubiri. Nu știu. Frații cred că trebuie crescuți ca să fie cât de cât să se aprecieze unul pe altul. Eu înainte de a-mi iubi sora fără limite, ne-a acceptat pe ciocolată. Nu era multă, dar era serios. Pe aia chinezească rară, cum era copilăria noastră. Dar în timp, părinții ne certau când ne certăm, nu ne mai dădeau ciocolată să o rupem noi. Ne împărțeau ieri. Oamenii trebuie educați să se poată iubi. Știți unde se vedește maturitatea fraților? Când își ajută în comun părinții. Că nu fac vedeșteții și ceva. Dacă ai tu grijă de mama, că eu am avut. Acum tu, contabilizarea iubirii e mai gravă decât ură. În cuplu credeți că iubirea poate deveni sufocantă? Nu știu. Mint eu acum. Orice poate deveni sufocant și ce e bun. Da? Mâncați numai miere o săptămână, vedeți dacă e sufocantă miere. Deci consumul în exces. Dar să vă spun o treabă. A cuplul, mă refer acum la o familie, mă refer la cuplul Gheorghe cu Gheorghe, nici nu le zic sunt Gheorghe. Aia sufocați în stat. Deci a cupla înseamnă și a decupla. Pentru a putea să miște un mecanism, dar are nevoie tot timpul și de un punct, de un punct zero de la care să le înceapă mecanismul. De-aia și dormim noaptea, să știți, ca să ne decuplăm de la sufocare. Da? Dacă am trăit tot timpul, am murit. Așa, măcar noaptea ne lăsăm în pace unul pe altul. Persoanele care au nevoie de mai multă independență sunt considerați fără suflet sau incapabili de a iubi sau de a face sacrificii. Ce credeți în această privință? Cred că e bine să mai lucrați cu dumneavoastră. Înseamnă că dați senzația că sunteți indiferente în ciuda faptului că iubiți, deci încercați să iubiți mai frățiș. Care este diferența dintre Adam Ierai și un prunc botezat? Acum, Adam
Dan Mirai, e o persoană moartă cu mult timp înainte, adusă drept în calendarul, în calendarul bisericii. Pruncul botezat este, fiind botezat în moartea și învierea lui Hristos, are o posibilitate mai amplă de a se ține aproape de Hristos. Poartă cu sine deja lecția lui Adam în el însuși. A învățat deja de la Adam ce are de făcut să nu greșească. Cum vă explicați că ceea de faptul că toți dăm vina pe Adam și Eva, repetăm greșeala lor la nesfârșit. Ce poți răspunde și cum te poți purta când ai tăi te disprețuiesc iar ceilalți, măcar că nu te cunosc, te judecă. Tendința primă este de a vă închide ca un arici. Dar să știți că și aricile are folosul lui. Mai mănâncă un șarpe, mai calmă un măr care a căzut în ac. Depinde ce vreți să faceți în viață. Dacă vreți să țineți cont tot timpul de părerile celorlalți, într-un text, într-un cuvânt cu totul neduhovnicesc, ați îngulina acolo. Pentru că cine ține tot timpul cont de ce spun ceilalți, un om neduhovnicesc. Omul duhovnicesc și binecuvântarea și blestemul au aceeași valoare. Și merge cu semnătate înainte. Căutați-vă un duhovnic încercat care să vă învețe că binecuvântarea și blestemul au aceeași valoare. Și înainte. 15 ani de căsnicie copiii, el pleacă și întemeiază o altă familie, iar rămâne să crească singură copiii. După 2-3 ani, ce ar trebui să facă? Să mai aștepte întoarcerea lui sau să divorțeze? Deci își pune în pericol mântuirea. Doamne. Divorțul nu pune în pericol mântuirea. Prostia, da. Nu răbdăm, poate, toți proștii. Răbdăm oamenii pentru care merită să răbdăm. M-a scăpat gura să zic că la rasă, la Imeu, că Hristos a intrat cu un măgar în Ierusalim, sperând că ne scapă de toți măgare și din colegia s-au înmulțit. Nu suntem obligați în viață să răbdăm toate prostiile făcute de un om care a luat o razmă. Se lasă sector. Ce să așteptați? Întoarcerea cui? Dacă omul și-a întemeiat o familie și se și dă în mare pastă și vă dă frit, vă nuiesc, vă arată de mers de tare și mare e. Cum să lucrați în păcatele tinereții și cum să te poți mântui? În păcatele tinereții nu cazi dacă îmbătrânești mai repede. S-ar peste etapa tinereții, ceea ce nu e ok. Păcatele tinereții sunt alea pe care le facem neștiind, dar nu mai e grav. Știți că s-a dus profesoara de biologie la copii și a zis, copii, de ziua asta să se facem o oră ceva mai dificilă, vom vorbi despre sex. Și copii, da, Doamne, ce vreți să știți? Da? Deci păcatele tinereții sunt acum la un clic distanță de copii. Ca să putem să ne vindecăm și să ne protejăm de ele, trebuie să sporim partea de virtute din copii. Curajul lor de a-și asuma cu fermitate viața de comunicească. Părinte, de ce există ceva mai degrabă decât nimic? Păi, cred că numai la dumneavoastră există ceva mai degrabă decât nimic. La noi ceilalți există cineva care face ca nimicul să nu existe. Undeva în inima mea exista mereu o formă de îndoială asupra existenței divine. Să știți că oricare dintre noi din sala asta avem o îndoială uneori asupra acestui lucru. Cum mă pot convinge pe mine că aceasta este calea bună? De ce biserica a devenit o afacere? Sunt două întrebări. Nu mă pot convinge că sunt pe calea cea bună decât stând pe cale. Eu m-am săturat de băieții din tribună care comentează împotriva bisericii și într-un fel e un răspuns și la a doua întrebare. E o afacere pentru cine crede că e afacere totul în jur. Cine crede că primarul a făcut o afacere aducând în Benecula și n-a făcut că au scris. Cine crede că e o afacere să stai acolo, să-ți pierzi ore întregi în spatele camerei de la vedere și nu e o afacere, vă dau scris. Cine crede că se poate o reverendă e o afacere, dar va crede tot timpul că e o afacere tot din jurul lui. Mai puțin afacerea pe care el o managerizează și care totdeauna duce la faliment. Nu o să văd că toți falimentații României vorbesc despre afacerile bisericii. Toți băieții încadrați în grupuscule care au ratat totul. Mă uit la jurnaliștii care vorbesc împotriva afacerilor bisericii. Oameni care au ratat totul ca jurnaliști. Sunt câțiva tineri acum care se agită pe seama aceasta. Bravo lor, sunt cei mai buni antivirus la hoția din biserică, dacă există. Sigur că e o afacere, pentru că din când în când trebuie să și trăim. Curentul la biserică, mâncarea copiii, eu am tot încercat să transmit țării acestea, că preoții nu pot trăi cu aer. Îmi pare foarte rău să spun. Astăzi vorbeam cu părintele protocolului de salarii.
despre salarizarea preoților, le doresc la toți jurnaliștii din România. Uite așa să dea Dumnezeu. Să le dea Dumnezeu la toți jurnaliștii salarii preoților. Da? Și să trăiască ei pe 200 de lei, pe 300 de lei și să mai aibă și copiii pe care au preoții. Că preoții ambițioși, ambițioși, vor să sporească întotdeauna natalitatea României. Deci de copii mici și curalini. De ce să ne ascundem? Asta e. Sigur că există oameni care fac exces în afacerea bisericilor și au luat o razna, care pun presiuni pe primar că vor să schimbe mocheta de până la înviere cu o mochetă după înviere, dar excesivii ăștia intră mână în mână cu excesivii din politică și care cred că așa se câștigă voturile. Nu. Eu sunt convins că se va transparentiza și acest sector. O să vedeți când o să transparentizăm și sectorul ăsta și se va vedea că nu e o afacere, vor găsi altceva. Se vor lua. Dar de ce e Hristos în Biserica Ortodoxă? Dar de ce preotul are reverende și nu umblă banda mă scurs la biserică? Vor găsi tot timpul ceva de mână. Cum să ne comportăm cu părintele nostru din afara țării, de să se comportă ca un afacerist? Na. În plus, doriți să construim o biserică, dar nu avem siguranță, pentru că nu arată niciun act. Ei, ajutați-mi cu temperanță. Când nu vă lămâniți asupra calității lui, vorbiți cu episcopul locului. Vedeți, înceapă să scaldă dumneavoastră. Cum poți să cunoști pe un băiat? Sper că îl facă. Păi, întinzi mâna și spui cum te cheamă. Dacă îți place, te duci și spui. Pe mine mă cheamă cu tare și îmi ești simpatic, te-am întrebat cum te cheamă să te trec pe comenii. La vin. Are limită iubirea, da. Limita iubirii nu, da. O iubire nelimitată nu se mienește, de fapt, dar cel mai important este să o lăsăm în limite suportabile. Nu? Mămicile aia de tot pupă pe copiii aia mici, ce gândesc, e dacă ar face cineva, uite cine cu cine vorbește, volumul 5, 6, 7, 8, 9, ați vedea că toți copiii gândesc, doar mă sufoc asta, lasă-mă femeie. Nu da din 30-30 de minute la alte, gata, mi-ajunge, am obosit, lasă-mă. Toate tânticile care vin la botez în jurul cu scoate vietul popă cu greu pe copii din creștinița, la mine s-au obișnuit acolo, știți? Îți scoate din creștinița, dă să-l îmbrace și apar toate. Mătușa, mătușul, bunica, bunicuța, vecina bunicii, ca un stol de culie acolo și îl sufocă pe copii. Vor tot să... Copiii nu trebuie sufocați. Cum face o persoană care nu are treabă cu biserica să-i facă să vină la ea? Păi, nu-i fă nimic, lasă. Bine. Serica e rădătoare. Are parcare pentru toată lumea. Singura instituție cu parcare pentru toți. Toți parcăm la un moment dat la biserică. Jurel. Avem un creștinist pe două roți. Creștinul pe două roți știți că ăla care s-a dus cu mașina la Cătez, i s-a dus cu mașina la Comunie și a dus cu mașina la Canieschi. Creștinul pe patru roți. Dar avem și creștini care din când în când vin pe picioarele lor, stau creștinismul în lume este schimbat din apariția copiilor lui. Am văzut mulți bărbați foarte sobri și care nu pierd vremea acolo cu mistice și bisericoase, care dintr-o dată în fața tainei nașterii copilului lor în burtică, care e o taină, nu ține de el. Îi vezi că se înmoaie și nu mai știu ce să facă. Este întotdeauna extrem de important modul în care oamenii trebuie să descopere nu biserica, ci pe Hristos. Ajutați-l să-l vadă pe Hristos și apoi arătați-l unde locuiește Hristos. Și atunci când iubești El, mai ales, o iubire neiertătoare, te iubesc, dar nu te iert. Copii, sunt noua voastră profesoară de matematici, chimii, fizici, română, religie, ce-o fi. De astăzi discutăm altfel. Eu vă iubesc foarte mult, dar vă dau afară când începe să vorbiți, clar, da? Să nu vă plin cu tema de parcă toți copiii lumii trebuie să-și facă tema. Dumne, ce sens ar avea școala dacă copiii ar veni cu temele făcute la școală? Serios! Nu-i mai bine să vină copilul cu tema nefăcută și să mai explice o dată în clasă înainte de a începe școala? Clar, ora, și să nu încerci fel, parcă la rău de putință. L-ai întrebat, bă, cum te-ai simțit asta? Poate am vomitat să fac. Eu am murit șoricelul ăla, că l-a avea de curs acolo. Poate am văzut și eu. Eu am stat un copil, stând în fața unei crengi înflorite de cireș, aproape două ore, n-am mișcat și plângea, zic, ce-ar face? Doamne, cât e de frumos!
Domnule, la două ore nu și-a făcut temele, dar înțeles, Domnule, ce frumoasă lumea. Chiar credeți că toți puricea de până lemnă gândeau un sens undeva în viață? Aleluia! Ia să vă întrebe acum, da? Combinări de 362 la 24 de fără, da? Că știi numai profit de matematică, să ne uităm ca amințe la partea sărutului. Am învățat o grămadă de lucruri care nu ne ajută în viață, dar lucrurile care ne-am învățat atunci ne-au ajutat să ne depășim limitele. Tema pentru că asta este limita pe care trebuie să o depășim pentru a nu fi leneși. Asta e cu totul și cu totul acela. Dar asta înseamnă ca profesorul din când încă să ierte. Ce fain e că te duci în clasă și zici, copii, astăzi nici nu deschid catalogul, știu că sunteți prezenți, oameni zori. Vreau să vă dau pentru 10 la sfârșitul orei tuturor, un cadou din partea mea, de cu Paște, nu știu cum să vă zic, că să am eu anume de scolare 10. Corte de proști ați fi și ați luat 2 cu 3 cu 5, la un moment dat tot eu trebuie să răscol media 5, că altfel nu mai avem copii de școlarizat, ne taie ăștia banii de școlarizat, nu știu așa. Nu-i mai bine să intrați din 5 și să dați vot, cea mai scurtă cateheză despre înviere pe care am auzit-o vreodată în viața mea. Undeva în Mărtenia ne-am dus la un examen de grad și părintele erau băgate în civil cu ciocată. Prima dată m-am zis, bă, și asta și un tipă, zăpăcit. Era și popă, și primar, și director de școală. Nu mai avea o epocă intelectuală. Intră părintele, la simpatic. Hristos a mea băgă. Adevărat a mea băgă. Vă spus să eu, am să răzi dreptate, părintele. Punct. Toată cateheza. Hristos a mea, adevărat a mea, vă spusă eu, au pus să răzi dreptate pe mine. Și punct. Tot mi-a zis, ăsta a dat profesor. Ăsta a dat profesor. Ce este credința? Uite, e greu, nu știu ce este credința. E partea din suflet care e însetată tot timpul după Dumnezeu. Să știți că un om credincios nu poate spune, eu sunt un credincios. Prima? Părinte, eu sunt credincios. Nu, nu. Tu ești un bisericaș. Ți-ai pus baticul la timp, miroasa te mâie când plânzi, te speli pe mâini, cum un reprezentant celebru în istorie, când e câte ceva de făcut. Omul care are credință nu caută să o dovedească. O dăruiește. Și oamenii o spun. Credința este partea așa mai sinceră din noi, că te poți minți, poți minți și te iubești și să te iubești, dar nu te poți minți că tu crezi și să nu crezi. Vă dați seama să fii preu și să-ți pierzi credința, că există și așa. Încă te rugăm, reclimăm și cu minți la tine vedem. Și piua. Să nu simți ca așa. Groază. Groază. Cum se păstrează iubirea și respectul într-o căsnicie? Cu greu. Nu suntem făcuți să câștigăm ușor nimic. De asta nu vrem. N-avem softul. Asta e. Trebuie să muncim, să ne răbdăm. Noi ne certăm, noi ne bucăm. Sigur, asta cu bucatul nu-i duc obligești. Aici am încercat, nu-i duc obligești. Și cred profund că o îmbrățișare la timp face mai mult decât un paraclis spus prea târziu. Și după aceea să mergem la mormânt să ne plângem iubirea, ia ne îmbrată, sună sub pământ, nu avem lumini. Știți? Încă nu avem cine știe. De ce s-a produs această îndepărtare a oamenilor față de biserică? Pentru că vă uitați prea mult la televizor. Adevărul este că oamenii nu s-au îndepărtat de biserică. Trăiesc de 20 și ceva de ani, taina aceasta a preoției, nici nu cu oameni, nu știu eu trebuie să spun că s-au îndepărtat oamenii de biserică. Ați avut formații muzicale, să mai faceți alte conferințe, să-mi spuneți și mie dacă... Aici v-au dus biserica, oamenii nu s-au îndepărtat de biserică. Oamenii se îndepărtează de ei, sunt prea supărați pe toată viața. Oamenii supărați pe viața în România. Vezi, Doamne, și dacă le iese bine, le iese rău. Softică. Dacă este unea mai bine cât tine, aplică criză de apoplexie. Deci oamenii s-au depărtat de propria lor umanitate. Unul dintre factorii decisivi ai restaurărilor ca oameni este apropierea de biserică. Știți că m-am uitat foarte atent la toate filmările din țară. Ia uitați-vă atenți, cei care aveți Facebook, uitați-vă, cei care nu aveți Facebook, nu vă faceți Facebook, să vă uitați. Uitați-vă ce disciplină a fost anul ăsta, parcă ca niciodată la biserică. Oamenii au venit, conștienți, știu despre ce e vorba. O domnișoară era supărată și scria pe Facebook. Oare Dumnezeu ne vrea să stăm așa de beciți în fric și în ploaie cu lumânarea într-o mână și cu microfonul, nu știu ce căuta microfonul, chestia, într-o alta și să cântăm cântece astea triste, tocmai la înviere, iar nimeni să la prohod, dar nu știa. Deci ăștia care din când în când vin în biserică doar să dea din gură,
și dar chiar nu, îi rog să nu se apropie de biserică. Mai stau, se mai maturizează. Biserica și o chestie de maturizare. Să știți că am văzut copii mai maturi decât bătrânii în biserică. Fără glorie. Avem o ortodoxie forșuitoare. Minica la biserică au spunti. Paralel cu rugăciunea bisericii este una bisericașilor. Croșetează cuvinte. E frumos, da? Biserica nu e piață. De biserica nu te apropie. O ai sau nu? Putem spune că stresul este sinonim cu lipsa credinței? Nu! Mă refer la stresul acumulat la locul de muncă. Pe data locul meu de muncă e biserica, ce mă fac? Stresul este neputința noastră de a ne împărți timpul corect. Lipsa de igienă a timpului. Chiar vrem să ne facem pe toate până la Apusul Soare. Hello! Mâine este o altă zi. Pe bune, biserica nu vă îndeamnă să faceți ce nu poți face astăzi fără mâine, dar vă spune că există un astăzi continuu. Nu putem naște mai repede copiii de două luni. Nu facem, nu prea e ok. De ce am crede că nu ies lucrurile mai repede? Nu ne mai gândim, ne grăbim prea mult. Vrem tot așa. Ca Gigi Becker. Bagă leu, scoate jucătorul. Mai bagă leu, mai scoate un rezultat. Nu e așa simplu. Trebuie să fim atenți. Foarte atenți și foarte temperați. Știți că singura afacere reală de Gigi Becker, mi se par soatele săracilor reînălțate. Pentru că aia nu vorbesc băieții de la sport. Dăunează grav imaginea unui om sănătos. Știți? De aia nu mă mai grăbiți. Chip cald și privirea mea. Și mai e ceva, suntem extrem de obosiți. Câte un popor de oameni care are început să obosi. Iarăși ne uităm în pământ. Până acum vreo 5-6 ani, poate ne mai îndrepta să rășim noi spatele. Nu mai uitam unul altul, că dădea mână. Apoi ne uităm în pământ, doar ne uităm în pământ. Să ne uităm în pământ, așa. Cea mai bun mod de a ieși din stres este când întinzi mâna să trăiți în ochii celuilalt. Și slavă Domnului, dacă ar fi și el ăla să se uită în ochii tăi. Ar fi perfect. Care este cel mai mare păcat pe care îl face un preot? Și cel și bani pentru el. Deci eu cred că păcatul deznădejde se numează Cristian. Sper că altul decât... Nu, cred că cel mai mare păcat al preotului e la carulare. Nu trebuie să inventați păcate pentru preot. Dar avem nevoie noastră, le știm. Pentru preot, cel mai mare păcat este să-și fi trădat preoția transformând-o în servicii. Dumneavoastră vă comportați pe el cu noi, ne aveți în relația de foarte mult ori că suntem un serviciu public de pompe funebre. Mă bucur că încă nu răpăm morții cu popa, popa rămâne afară încă. Dar nu mai avem lucruri să bătim că totul e un serviciu așa care trebuie utilizat. Dacă după 10 ani de relație din care 3 de căsătorie soțul nu vrea să stăm împreună și să facem un copil, e bine să divorțăm. Ați consumat bocan cu miere 7 ani și 3 ani i-a spus capacul. Deci ați consumat săptămâna de miere prelungită înainte de a vă căsătorie. Acum când trageți lungă, n-a prea mai rămas nimic. Nu e bine să divorțați, dar nu știu dacă aveți altă soluție. Căutați un duhovnic înțelept. Când ne putem da seama că putem avea încredere în cineva? Sfatul meu duhovnicesc este să nu aveți încredere decât în Dumnezeu. În ceilalți să aveți atâta încredere cât este cu mine. Noi trebuie să învățăm să fim mai încrezători în relații, dar prin Dumnezeu, nu prin noi. Nu spune Scriptura, nebun e cel ce își pune nădejdea în mama. Cea mai bună modă de a nu deznădăjdui e de a nu nădăjdui, ci că nu m-a dezamăgit nimeni dacă nu m-am amăgit. Dacă reușiți să nu vă amăgiți, nu o să fiți dezamăgiți niciodată. Ce să căutați la borcanul cu amăgiri? Lăsați-l acolo închis. Cum îi putem umaniza? Eu auzi. Pe unii dintre profesorii de liceu de azi, mamă. Zică, parcă nu avem nimic în comun cu alții. Pasiți, lumea a obosit. Facem școli diferite, facultăți diferite, ne lovim de curente diferite de gândire. Eu am predat italian într-un colegiu. Și religie într-alt colegiu. Am predat fizică o vreme, o altă vreme chimie, să vedeți ce moacă a făcut când a intrat popa în reverendă și preda chimie. Am fost și învățător câteva o lună. Cred că putem să ne dăm unii altora mult mai multă bucurie. Problema școlii nu sunt copii, asta sunt părinții care googlizează totul. Și cancelarele. Că
care își noi dă numele imperfect. Cancelarea Reichului, știți? Deci unde tot se vrea, fiecare se vrea un pic de Hitler, așa, local. De aia e periculoasă școală, pentru că se rupe între... Vedeți că nici mai putem să-i spunem, pe vremea mea, cancelarii se spunea peci la avea limba ba și cei patru de foți. Nu mai poți să zici asta, că se supără toți. Am devenit foarte cinglași. Nu mai suportăm glumele copiilor, ferească Dumnezeu să-i auzi că ne... Adică noi când eram elevi de liceu, toți profii noștri aveau un super nume. Numele de scenă, alt nume decât numele lor. Acum, ferească Dumnezeu, stă de nota la portare. Da! Și dacă îi prinde că râd în oră, vai, dar e păcat să râzi în oră. Am mers odată la oră, dar un profesor de lege de-al nostru, nu-i singurul, dar asta chiar avea probleme mari cu clasa. Și eu vorbim cu copiii aia o oră și un pic, o oră și 10, am constatat că toți copiii aia care la el în clasă nu stăteau, la mine au spart și am povestit și am glumit. Și păi, dar nu știu ce-a spus. Păi să văd, tu știu cine înseamnă? Cu nemții, bă. Cu părinte, da. În 70, când echipa națională a României a devenit campion olimpic la handbal, nemții au venit cu camerele de dat vedere și au început să filmeze antrenamentele echipei naționale de handbal. Și au zis, cât are portarul vostru? 1.70, locul de 1.80. Cât are fundașul meu? Atât. Și au mărit echipa, i-a învățat pe aia să alerge, să dea cu mingea și în 4 ani au devenit campion olimpic. Asta am asta. Dar au încercat să facă asta și la karate. S-au dus și le-au spus japonezii, uite, vrem să facem o echipă bună de karate și să da, poftiți, filmați. S-a pus la marele guru acolo pe tatami, a stat senseiul acolo în oră. Și a dat, paf, a dat o karate în cărămiți și l-a cremat. Și a dat ce-ar surprins pe peliculă. Adică sunt lucruri care nu pot fi surprinse de peliculă. Cancelarele au sarea asta de sacralitate, că s-a pierdut de tot. Eu aștept vremea în care aștept zvonul că un director are curaj să spună iubiți colegi, de astăzi, la ora 10 fără 10, iată vă iubit, în fiecare zi ofer câte o cafea pentru fiecare dintre voi, ne vedem, încercăm să filmăm cât mai decent, sunt nevoie copii, asta explicându-le copiilor de la școala din Piatra Neamț, că în post trebuie să împărțim totul între noi, îmi zice, un părinte trebuie să rupem și să garam grou. Le-ați dat dragă, pentru că rupând un două, fumezi mai puțin, deci postești. Și să spună, uite, la ora 12 mâncăm câte un mic sandwich fiecare, găsim un fond din care să ne trăim împreună școală. Nu putem să construim din școală, dar școala nu este așa decât expresia poporului din care facem toate. Fiecare cu profenia noastră, cu ifosele noastre, cu cultura noastră. S-a văzut la ora de religie ce poate cancela. Eu am rămas uimit de răutatea unora dintre profesorii din cancelare la adresa profesorilor de religie. Una dintre profesoare din apropiere de Sibiu, când s-a dat primul zvon la televizor că s-ar putea să fie o problemă cu ora de religie, și părinte, când am intrat deci femeie care a adus școlii câteva proiecte serioase, colegii au fost pe seama proiectului în Germania, în Belgia, au umblat, au venit. Și dintr-o dată, cel care a fusese director al și care beneficiase cel mai mult de ajutor. Și că, dragă, o să știi că a trafuse să plece de astăzi, nu o să mai face în religie școală, păi să vezi. Și a zis, ce te agi în spate? Du-te în clasă și vezi cum reacționează copiii, te în prostie, în cancelare dictează duhul școlii. Și am zis-o cu ferească, Dumnezeu. Și la un moment dat, fata s-a dus în clasă, la o clasă de-a treia, pentru că s-a dus când a intrat înăuntru, flori pe masă, copiii cu tema făcută, i-au cântat, au citit fără greșeală, asta stă ca entuziast, așa. Și copiii au venit la sfârșit, au luat în brațe, Doamne, noi nu vrem să nu facem religie. Iar când a plecat din clasă, din clasa de unde era până la cancelare, copiii altor clase, pe două rânduri au început să aplaude. Profesor, bun ești? Atunci când copiii sunt supărați că s-a terminat oara. Ăla s-a dat profesor. Copii, foai, dar nu mai scam un pic. Când de-aia aș fac cruce că ai plecat, știți că la examenele de la cel mai mare exercițiu de religiozitate din România sunt examenele la facultate. Pune profesorul întrebarea, se închină studentul. Răspunde studentul, se închină profesorul cu toate răspunsurile. În schimb de cruci. De ce uneori iubim și ne îndrăgostim doar de persoane care urmează să ne dezamăgească și să ne facă să suferim? Pentru că iubirea nu e doar de rău, iubirea și cu ochii deschiși.
Nu putem iubi cu ochii închiși. Deschideți ochii mai mari acum. Și uitați-vă mai bine la... Pe unii scrie dezamăgire din prima, dar mă încăpățânați. Vine câte o fată după vreodată. Ce să zic eu? Ce mult o lună de la căsătorie. Părinte, de-a norocit în beala, nu se trezește din veție de la lună. M-a bătut. Păcutul la o lună de nuntă, dar și înainte n-a fost. A văzut, a crezut că treci. Cu apă coată, nu trece la nimeni. Da? Cum se vindecă un copil cu handicap autist care face crize nervoase? Cu multe îngrijire. Știți, eu cred că copilor nu mai putea să le punem numele de handicapați pentru că nu sunt ca noi. Nu, copiii noștri sunt din nefericire. Și ei sunt semnul dramelor din societatea pe care o trăim. Nu vă pune pe gândul că din data avem așa de mulți copii bolnavi și cu semne clare de autism. Dar să nu ne oblige, deci ne oblige să nu vinovățim mamele. Suntem așa de răi, încât atunci când merge câte o femeie cu câte un copil bolnav, nu uităm cu superioritate. A, al nostru nu e așa autist, al nostru bea, vomită că bea. E sănătos, un curvar adevărat, e sănătos. Perfect, a furat, a spart nasul la alții, se înjură, vai, nu e mult, nu, jură, jură. Și ne crede că astea sunt binecuvântări, nu sunt binecuvântări. Părerea mea este că va trebui să lucrăm un pic mai mult la înțelege boala copiilor și la admite că mamele nu se bine și mamele, în primul rând, trebuie să lucreze cu ele un pic mai mult. Dar vreau să spun, suntem un popor de ofticați. Ne oftică și suferința celorlalți, dar de bucuria lor. Pe scările la catedrală, urca într-o zi o femeie, venea spre liturghie. O liturghie la care eu am crezut că Doamnele din biserică am înțeles ce am spus din Evanghelie. Era așa de încântat. Mă descântat el. Și băbuța cu măcaia are o boală de picioare și urca pe scară, o căză și nu s-a putut ridica cârgele de pe scară. Și ăsta treceau pe lângă ea și așa. Super credincioasă. Maicile de sinici și apărătoare de ortodoxie. Dă-i pe lângă mama, toate direcții. Să uitau la ea așa de sus, știți? Și ce? Da, așa după asta, că asta are două pensii. No, mă! La care asta de jos, ridicând din cârși, că de astea două, nu le vreți. În boală și în moarte nu suntem invidiați de nimeni. Moartea nu ne ia nimeni, stați liniștiți. De acolo începe să vă ridicați ce aveți de făcut până la moarte ca să muriți cu demnitate. Ce părere aveți despre ideile care circulă în mass media despre averea bisericii. Nu este profanarea de slavă sau bisericii, nu. Dacă lucrurile sunt întemeiate, nu este o profanare pentru că biserica trebuie să țină partea adevărului. Numai că observați că în România, în ultima vreme, ești acuzat și tu, deci ei te acuză de ceva fără dovezi și tu trebuie să faci dovezi că nu ești vinovat. Așa e. Nu mai există prezumția de nevinovăție, ci prezumția de vinovăție care tu trebuie să-i faci față. Nu. Prin Iorbu scoate ochii. Aviz către lucrătorii locali. Știți? E suficient. Toți spunem despre ceilalți că sunt sub nivelul nostru și fură toți. Cum poți trece peste infidelitatea partenerului? Încercând să vezi unde e rădăcina infidelității lui în propriul tău comportament. Dacă vrem să îndreptăm, s-a dus o femeie la Părintele Sufonie de la Iași. Și Părintele de la Iași zice, nenorocitul ăsta al meu. Ce nenorocitul? Ce? Dar cine e de vină pentru ce? Doar! Cât e de vină? 85%. Deci tu ești de vină, dar 5% din comportamentul meu. Da! Ce schimbă tu aia 5% și te aștept Dumnezeu de schimbă el asta 95% la el. Nimeni nu. Nimeni n-are durer de stomac fără motiv. Am un fiu necăsătorit. A de patima veție, ce pot să fac? Ba, n-aveți ce se face decât să duceți la specialiști. În general, cei care iau mult, nu zic niciodată că au problema cu alcool. Lucrez de 20 de ani cu oameni care au chiar probleme mari. Uite, dacă vreți, vă întindem o mână și vorbim cu domnul primar să facem un centru de alcool și antidropă cum alești. Încercăm. Aducem un specialist care să învețe pe alți tine din comunitate cum să lucrați. Noi toți stăm și ne plângem, dar nu face nimic de ani de zile. Am propus în zeci de situații. Hai să vedem specialiștii noștri, care sunt chiar buni, să vă ajute.
Da, vom face tot. Mai avem unul care lor împuștate ăștia că a făcut totul. Cam așa și noi. Nu ne facem nimic. Constatăm că, de exemplu, consumul de alcool este foarte mare, dar nimeni n-are curat să răspundă producătorilor de alcool, măcar alcoolul pus acolo să fie curat, să nu mai bate în jurul de oameni. Le dăm stricnină, jumate din băutura din băteat, dacă o bei, acolo stai. N-ați spus că avem și vin din struguri. Avem vin și din struguri, ca să fie mai bine. Dar suntem neatenți. În urmă cu ce foarte mult am și uitat, am îmbătrânit așa. M-am dus și noaptea de înviere într-o comună mare, în Oltenia, am sigilat toate bodegele de jur împrejurul bisericii. Și am zis, dacă nu sigilam, distros nu vie. Ce să caută omul și prințuit la biserică? Pe bune. Cu ar zice eu acum, cu excesul, să nici măcar popa și prințuit n-am ce căuta la biserică. Dar evitei la asta, nu sta popa, da? Deci, ce caută oamenii ăștia în viețile astea? Nu-i încurajat. Din ce a stat român? Ba, nu, asta avea la mult sincer. Din impozite și alcool. Vă mai mirați? Deci un stat care încurajează consumul de alcool ca să aibă buget, cam așa sună România. Și, deci vă încercăm într-un an de zile pe vremea asta să avem un centru. Țin legătura cu Părintele Costel și trimit o grămadă de ajutoare, dacă e nevoie. Dar să nu vă mai fie indiferență alcoolice, să știți. Beția, dincolo de faptul că e urâtă, miroasă și face pe ea, naște moaște, inclusiv social. O societate întreagă deveni independență dacă în fruntea societății stau alcoolici. A fost o România dependentă. Multe vreme. De toate toanele tuturor. Dar o să vă asta una e beția de alcool și alta beția de putere, care e la fel de periculoasă. Aici o să fie greu tare. Ce este iubirea adevărată și cum putem menține relația în zilele noastre? Iubirea este identică, nu? Știți că ai să vedește că omul este făcut de Dumnezeu ca să fie infinit ca model. Știți că când s-a pus problema cu copiii ăștia care se dau fete că sunt băieți și băieți când sunt fete și vor neapărat să ne arate ca o dreptate, a fost o conferință la Sibiu și unul dintre politicienii care a participat, a ajuns în detimare președinte de partid, un om a fost simpatic, dar spune la un moment dat, oameni, nu trebuie să ne înțelegem. E că societatea e evoluat. Nu mai suntem ca bunicii noștri, domnule, să suntem evoluați, avem știință de sociologie, de psihologie. Și-a ridicat mâna așa. Popă impertinent din evul mediu și-a dat, mă iertați, aveți mai multe mâini decât bunicii? Nu. Aveți mai multe picioare decât bunicii? Nu. Deci nu avem alta anatomie decât bunicii noștri. Avem doar alte aere. Că ne putem permite pe această anatomie să descoperim găuri în plus, pe care nu le avem. S-a cam ofticat. Dar să știți că asta spune multe despre firea umană, care crede că s-au pornit. Iubirea noastră este identică cu iubirea tuturor celor dinaintea noastră și este identică mai cu tot ceea ce se va întâmpla de acum încolo până la sfârșitul lumii. Mă, noi o complicăm, noi credem că e altfel, nu e altfel. Nu e deloc altfel. Deci, și în zilele noastre, ca și în trecut, ca și în viitor, iubirea se susține prin multă jertfă. Prin împreună lucrarea cu celălalt. Eu tot trecerea de la căsnicie la căznicie. Da? Ne căznim unii cu alții, dar să rămânem în viață. Nu ne ies poate. Îndrăznesc să spun slavă Domnului. Nu e important să ridicați pumnia, victorie, undeva pe parcursul căsniciei. La sfârșit de tot, când ridicăm pumnii și ne punem pe piept, atunci vedem că cât valorează efortul nostru uman. Ce problemele psihice pot fi trecătoare cu adevărat? Da. Da, sunt boli psihice care pot trece. Oamenii care nu cred în Dumnezeu, dar fac un bine omenire, nu pentru că spune legea, ci pentru că vor ei vor ajunge în rai. E pe fișa de post a Mântuitorului, el știe. Vede el că face cu asta. Sigur, noi lasă pe din afară. De ce conducerea Bisericii Ortodoxe Române este păstrat părtașul la dezastrul ecologic, vânzarea resurselor și plecarea populației din țară? Aici vorbește de discul Tomisului cu distrugerea Podgoriei, dar cred că vă uitați prea mult la televizor în continuare. Așteptați un pic să vedeți și acolo finalitatea. Când am cerut pădurile să ne protejăm câteva zeci de hectare, ați votat politicianul să ne ia grijă.
Nu ne sprijiniți să fim corecți în ceea ce facem. Multe din greșelile bisericii vă aparțin. Din lipsă de sprijin. O spun cinstit. Multe că sunt căpoși câțiva dintre noi, dar foarte multe că nu mi-aduc aminte atunci când a fost sculită biserica și s-au cerut lucruri împotriva ei, o altă mulțime de oameni să ceară apărarea bisericii. Pentru că rezistența bisericii este una trecută și foarte corectă. Iertați-mă că vă spun, dar în fruntea exploatărilor de gaz, tot niște preoți au pus și erau să fie cateresiți, pe la Roșia tot niște preoți au început gargarea, cam în toate zbăgați preoții ăștia, în mâliga lor, că se bagă numai politică. Asta e roade pe toți. Preoții nu fac politică. Preoții fac ceea ce trebuie să facă pentru că am comunitatea lor să răsară soarele. Nu soarele votate în 48. De ce tehnologia influențează creșterea unui tânăr? Pentru că e parte integrată din viața ei. Toți zicem, da, cred că mai sunt în sală oameni care ați citit la lampa cu gazul. Mai suntem în sală oameni care ați citit la lampa cu gazul. Nu cred că a fost o pierdere de lectură faptul că am avut și curent electric. Nici pentru copiii noștri, nu tehnologia va fi o problemă, ci sufletul lor. Cum le păstrăm sufletul dintre ei. Am fost atras pe către biserică de mic, dar cu timpul m-am distanțat mai mult sau mai puțin. Nu. Care ar fi unul din motivele pentru care aș putea să vă mai mult nu vă trebuie motive. Trebuie să fiți mai luci și veți vedea că nicăieri nu căpătați mai multă bucurie ca în biserică. Unde vă bucurați mai mult în viața decât în biserică? Să fim serioși. O spun eu care vin foarte de departe. Știți, păi nu mă distrează întrebările astea că eu mi le-am pus la un moment dat și mi-am dat seama că sunt prost. Vă doresc să vorbim în zătim. Nu există argument să iubești. Un om care iubește, nu are nevoie de argument. Că spui iubesc cu Domnul, spui iubesc pentru că doar nu faci analize SWOT pe iubire. Iubești și care. Dacă Dumnezeu iubește oameni, de ce le confundăm cu atâtea cazuri de cancer la copii? Asta e o întrebare incorrectă. Dumnezeu, de fiind autorul cancerului, întrebați-i pe medici care văd antibiotice cu orice preț sau care tratează mamele în sarcini cu abuz de sau întrebați pe exploatatorii de cianuri, alemne sau preț, adică pentru ale oamenilor sunt vinovați oamenii, vă spun. Știți că există un celebru filozof, Bernard Russell, cheamă, care e mare anti-creștin și anti-Hristos și acum a murit și el, am înțeles, de mult timp, ca și când Hawkins, care când a murit, ai fost foarte aproape, bravo, te-ai apropiat. Îți mai trebuia vreo 100 de ani și ajunge. Dar m-am uitat atent la el, era tot așa întrebat, de ce aia, de cealaltă, dar el nu fusese niciodată într-un salon cu copii bolnavi de cancer. Dacă vreți să înțelegeți de ce, mergeți și munciți cu copii bolnavi de cancer. Pe cuvânt, spitalele noastre au nevoie de voluntari. Nu știu cum e în românești, bănesc că e un spital curat și frumos. Dar sunt spitale în care putea urină, dar nu mai avem femei de serviciu să șteargă urină de pe jos. De ce nu-l facem ceilalți care putem să muncim în spital? Bietele femei însărcinate când se apropie în momentul nașterii, nu mai e frică de naștere cât de ginecolog. Nu? La care pic? Cine vine? Bă, nu cade tavan în capul ăsta la de naștere, nu? Adică avem nevoie ca voluntari să lucrăm câteva lucruri. Să spălăm, gândiți-vă, dacă, uite, o acțiune a bisericii în săptămâna patică, luni și marți, 30-40 de oameni, fără a încurca activitatea medicilor sau asistentelor, spălăm, domnule, toate geamurile de spital. Ce-ar fi? Dacă am și face. Sau, domnule, săptămâna asta nu vă faceți nici cu la cantina de acolo, aducem un plus de miere, un plus de zahăr, de pâine, dăm tot să facem o mâncare în vreodată ce trebuie în anii. Nu trebuie să așteptăm tot de la alții să facem de ce nu. Mulți dintre ortodoxi și noștri care s-au pregătit la secte, adventiști, evropiști, baptiști, etc., sunt într-adevăr pocăiți, căci așa spun părinților, sau modele care s-au pocăit copiii noștri. De fapt, ei nu s-au pocăit, au părăsit credința adevărată. De ce este bine să se zică că s-au pocăit? Nu este bine, nu. Asta cu pocăința, știți, că nu mă distrează de... Mă distrează supărători, că nu-i aud că când eram un ortodox, pe țin, în far, fumam, acum am trecut la putare și nu mai beau și nu mai fumez. Pe voi, tâmpitule, ce ți mă, în biserică să te apuci de curvit? Este popa să zică, bă, fraților, curviți, ești tu sucit de cap, că nu ți-ai găsit în biserică duhovnicul necesar sau sprijinul necesar să ieși din păcate. Te-au băgat, ea înseamnă mai mult, asta arată că din contră tu ai încercat să câștigi o virtute prin sporirea orgoliului.
Ai să vezi la sfârșit. Că dracul nu rămâne dator. Se supă. Să fii serios. Doar biserica nu ne îndeamnă să facem păcate. Da, o tante mi-a tot la telefon, tot la radio. Părinte, biserica îndeamnă pe oameni să le fie frică. Tu serios? Zice, popa, frică tuturor, cu frică, domnule? Păi nu, păi atunci de ce vorbiți pe asta? Ce, vine popa, mi se că izbiți-mă unii pe alții? Zice, popa, păi atunci de ce pui mie violența în seamă? Când tot mesajul meu e unul de părtășie, de bucurie, da? Păi când vrei să... Știți că primele fake-usuri au fost făcute la corpul biserică. S-a testat să vadă cum reacționează populația. Și populația nu reacționează, i-au dat mai departe și pe alții. Tot ceea ce vedeți că se dovește privată în biserică, după aceea trece în mare pe societate. Încearcă punctul cel mai tare. Dacă ăla nu este rat de jurul pe jurul lui. Se oficează Sfânta Taina Comuniei într-un ortodox și o catolică, dacă ea nu acceptă credința ortodoxă, refuză să urmeze sorțul. Și există comunie mixtă? Nu există comunie mixtă. Asta cu refuză să-și urmeze sorțul. Cred că e un pic exagerat. Nu cred că e cineva care refuză să-și urmeze soțul. Credința e bine să stabilească înainte. Pe ce parte au autostrăzii mele. Știți? Că există riscul, e ca în povestea. Un nene ăla care era pe autostradă, conducea așa un urs și din sens simt veneau multe mașini. Și se anunță la televizor, la radio. Atențiune, atențiune. Un nebun mere pe contrasens pe autostradă. Deci un nebun, sunt sute care merg pe contrasens. Știți? Așa și noi. Cum convingem un om aflat în necască, în boală, că rugăciunea poate ajuta? Auziți. N-ai trebuit să convingi pe reveniți-vă în fire. Biserica nu e securitate. Recunoști că ești mistreț. Da, să trăiți. N-are nicio treabă. Știți că pe aia care băteau iepurașul să recunoască că e mistreț. Adică și eu, mistreț vânat. Biserica nu e un spațiu al convingerii, un spațiu al credinței. Simțiți diferența? Convingere. Credință. Credința este o convingere cu blândețe. E o convingere care crește din interior, nu poate fi dictată. Toți copiii sunt convinși că 1 plus 1 fac 2. Iar eu o să vă spun că, slavă Domnului, 1 plus 1 deocamdată nu nasc. Ați observat? Una e credința și alta convingere. Deci ei vor să ne convingă că 1 plus 1 fac 2. Eu le spun că doar noi credem că pentru că ne-am stabilit asta. Mai e ceva, să nu vă pună zeița Gaia să vă apucați să-i spuneți omului că e o binecuvântare boală. La copii e boala asta. Preoții avem boala asta. Păi, e o binecuvântare cancerul ăsta. Până când se trezește, eu știu cazul unui preot care tot o băga cu binecuvântare, până când o băbuță zice, păi, n-ai vrea să te binecuvânteze Dumnezeu cu cancer? Ia de aceea. Ia niște sida, să vezi, sida poate fi o binecuvântare. Nici o boală nu e binecuvântare decât dacă omul înțelege încotro merge. El l-a întrebat pe tata când era foarte aproape de moarte. În state, nu ți-e frică să mori? Și că, tata, știi cum e asta, tăticule? Ce, dacă nu veneai tu să spui încotro mă duc, poate mi-era frică. Dar tu nu m-ai mințit niciodată. Și mi-ai spus că înainte era. Simțiți diferența? Deci, încercați să nu mai mințiți pe oameni. Nu este o binecuvântare boală. Nu. Nu puteți să-i convingeți să se întoarcă către Dumnezeu. Luați aminte că într-un stat, mult în urmă, exista într-un stat african o mare misionară. O doamnă care făcea misiune. Și, la un moment dat, asta de vorbise despre Hristos, Evanghelie, nimic, frate, nicio reacție. Mai venisele și alții și vorbisele și aia mai aveau că un convertit doi, dar asta nimic, domnule. Până când a dat ciuma peste sat. Știți? Când dracul face misiune, trimite câte o bolă generalizată. A dat ciuma peste sat. Toți mari misionari care vorbisele despre iubire Evangheliei, dragostea față de aproapele, suși-o tăiată. Femeia a rămas pe loc. Și a îngrijit pe toți. Inclusiv pe șeful comunității. Datorită bunei și oamenii au supraviețuit. Și după îngrijire, a doua zi, după ce am vie de mors, șeful de trib, zice, vrem să ne botezăm toți la credința ta. Ce-ți vede? Ce simplu. Acum am văzut fața Dumnezeului tău cum ne-ai ajuns.
fața Dumnezeului nostru este chipul pe care îl prezentăm bolnavilor. Vă doresc succes! La cât mai mulți bolnavi ca să-i dau la Dumnezeu. Începând de rugăciunea serviciu, cum ar trebui să înțelegi? Pentru că iubirea față de semen nu se mai este de folos. Să ne înțelegem. Șeful nu e semenul nostru. El nu zice că e semenul nostru. Are un urmă. Ați avut un mare vânător de lemn în zonă care credea că e nemuritor și noi. Atenție! Într-un sat de munte din Ardeal, un tip se lăuda câtă pădure are. Am pădure acolo, am pădure și colo, am și pădure colo, și pădure dincolo. Un moș se tot uita la un brad așa înalt, fainta. Așa în sus. Așa în jos. Asta e de la Părintele Iosif Triface Tibie. Și zice, ce cauți moșul? Și că-ți caut copacul din pădure. Și copacul e. La sfârșit, bradul ăsta și nici din ăsta tot, doar 4 scăduri. Deci, când vreți să nu vă mai simțiți de dreptul, aduceți-vă aminte că nu suntem nemuritori din punctul ăsta de vedere. Răbdați până vă găsiți un nou loc de muncă, care sigur că veți avea șeful înger, care nici vă vorbi în sal, nu să-ți credute și vă treabă, zice, frate, Domnul binecuvintează de ceea ce lucrează în mâinile sale, du-te, da. Măi, oameni, dar noi nu trăim într-o lume de înger. Trăim într-o lume de semeni. Da? Asta înseamnă că noi înșine suntem câteodată presiune pentru ei. Cum se poate comporta cel mai bine o mamă vis-a-vis de încăpățânarea copilului? Păi să nu depășească pe copilul încăpățânare. Da? Când mama încăpățânată se întâlnește cu copilul încăpățânat, tata e ca bricheta, ia făcă ce spune. Încercați să nu vă rugați copiii să fie maturi. Încercați să vedeți de unde vine încăpățânarea și combateți-o cu dragoste. E cel mai simplu. Ce putem face ca soții să nu, ca soții să nu ne pierdem soții? Da. Și că indiferent de cât de mult facem pentru ei, apare o tentație mai mare. Nu e chiar așa. Nu. Faceți doar ceea ce puteți, dar faceți-o natural și fără să confundați lucrurile, știți? Nu pot să vă dau exemplu ăla că femeia trebuie să fie în bucătărie bucătăreasă. Și să ducă un fund de spațiile, că iese urât, bine? Dar începeți prin a fi o bună bucătăreasă. Bărbații s-au săturat în viață de semi-preparate, ca să spun. Și apoi, după ce sunteți o bună bucătăreasă, nu mai comentați că au colesterolul mare. Mi se datorează. Nu vă mai luați după manuale. Trăiți viața unei mâncărații. Cum credeți că rezistau bătrânii noștri? Munceau mai mult, în aer liber, decisiv pentru ei. Știți că bătrânii noștri își trăiau fiecare zi ca în ultima zi? V-ați venit vreodată? Aduceți-vă aminte de lucru. Stăteau oamenii aia seara să povestească filozofii, să se uite la știri. V-ați văzut bunicii în stâng? Știrea lui la cărnire s-a putea trezi și au de făcut cu curuciul, de îndreptat barabulele, paradaicile de legat, dar nu trebuie lor. Astăzi m-a întrebat cineva ce-ar fi fost Elena Ceaușescu dacă era vie. Și a zis, era strugure. Fiecare suntem ce ne încărde Dumnezeu să fim la momentul potrivit din viață. Dar încercați să fiți, vă spun eu, generația de bărbați din România de astăzi suferă că încă nu s-au despărțit de mame. Pentru că n-am avut timp. Mamele n-au avut timp să ne crească pe unii până la capăt. Atunci încercați să nu fiți pisăloage. Să știți că niciodată Uliu Tecășul n-a vindecat de suferință pe cineva. E un personaj enervant, ca și în Tom și Jerry. Bietul Tom, care păzește casa, îi strage cu casa, e cu bun simț, toată lumea aplaudă pe derbedeul ăla mic. Că face numai prostii, dar toată lumea e încântată de prostia lui. Ăla e un desen animat făcut când în Statele Unite șoarece a părut foarte mult și să mai sperie copiii. Nu vă mai uitați la filme siropoase. Nu poate fi sirop cu apă rece în căsătoria ei. Uneori e și vin, uneori e și oțet, uneori e apă chioară. Dar învățați să gustați din toate cu bucurie și fiți bucuroasă. Dacă vine amărâtul de la servici, după ce s-a certat cu colegii și soră Băcarau, și dumneavoastră să ziceți exact cum e picătura de oțet, servus.
iertare. Nu iertați toate măgăriile. Nu, nu le îngăduiți măgării. Dar ajutați să vadă. Este corect sau bine ca după acest pură răceală de dimineață, dar de ceasă cer din Dumnezeu sănătate, iertare. Cum să fie corect, Doamne, iartă? Mai, să aveți deja că Dumnezeu nu e un ghișeu. Da? Deci trebuie să știți că vorbiți unei persoane, nu unui ghișeu. Care se deschide și în spatele ghișeului nu e nimeni. Vorbiți cu Dumnezeu așa ca între frați. Acceptă, nu? Chiar nu doar obrazul să fie sănătat. Omul care moare fără lumânare are parte de lumină. Sunt convins pe la slavă Domnului, niciunul nu muri fără lumânare. Să ne înțelegem. Fără lumânare înseamnă fără a fi botezat. Semnul botezului este lumânarea, care arată Îngerul Păzitor. Fără lumânare, în vechime, însemna fără Îngerul Păzitor. Ca prinde lui lumânarea ca simbol al botezului, nu? Lumânarea de la botez e cea care ne însoțește la cununie și cea care ne însoțește la cumetria cu moartea. Dar ca să stea aprinsă, trebuie aprinsă la fiecare Paști. Deci, de înviere, noi trebuie să ne împărtășim cu lumânarea de la botez. Fus. Nici mai știm unde a fost botezat câteodată, da? Ca să nu vă mai spun că la botez, fără să fie invenția popilor care vor pânză albă multă, de parcă dormim numai într-o soapă și pânză așa că de lumea și mâncă numai cu olivă și bomboane. Culmea că domnul Mircea Dinescu a scris o poezie, colierul cu bomboane de colivă, nu mă popor. E bine, la botez, când eram noi un popor normal la cap, fetele erau aduse la botezul fetelor. Se făcea diferența la botezul fetelor și ai băieților la pânză. Băieții erau luați într-o pânză de in bătută, mai groasă, mai strașnică, lungă, mare, din care se făcea după aceea cămașa de mire. Că în pânza de mir se îmbrăca mirele ca să arate că e botezat. Iar fata era pusă deja de când era mică, era cu fițe așa, principesă, oricât de departe ar fi fost satul. De azi era scump să boteze un copil. De azi se dădea câteodată canon la câte un avort să boteze un copil, că era scump. Nu luai de la tante aia de pe Google, EMAG, bărbați două taste, iei pachetul cu haine și îl dai la copilul care urmează. Și se lua pânză de borancic din aia mai finuță, din care se făcea valul miresei. Mireasa era valul scutecul de la botez. Bine, acum dacă risca să facă un căcăriș la botez, na. O ținea la o bătea în apă și o ținea la soare, ziceau bătrânii. Dar el avea, și fiți atenți, când pleca feciorul în armată, dacă nu era însurat, la ieșirea din sat ieșea cu haina de mire pe sub veston. Pe care de obicei îl trimitea acasă cu primul rând de haine. Și dacă Doamne ferește, murea. Fata care îl iubea, mergea cu ea la plor și preotul le citea și o îngropa. Noi avem câțiva morți prin sate din care a mai rămas doar cămașa de nuntă. Când mureau, fără a mai fi... Sunt consemnări, nu zic povestea scenară de la mine. Când mureau, din cămașa de nuntă, îi se făcea perna de sub cap bărbatului, iar femeii din Borangic îi se făcea acoperirea capului și a feței înainte de a pleca pe Dumnezeu lor. Eram în botez toată viața noastră. Acum sudăm la gică de la funebre, hai repede cu detergentul, că ne deranjează morții. Noi nu ne mai iubim morții. Îi ascundem. Am devenit occidentală. S-a fac la gobiță și a terminat. Ne mai căpățânăm noi prin orașele mici, prin comunitățile mici, să ținem corect mortul. Dar în mare parte îl fac nesfânt. Și ce are? Deci o chestie de educație. Să transformă omul în cenușă o chestie de educație. Și de ce unele persoane înșeală? Pentru că au butoane nemontate greșite. Da? Apasă pe butonul ajutor și stau un pumn în gură. Da? Au butoane nemontate greșite. Ce faci în momentul în care el îți mărturisește că te iubește ca cu pietrele bune, iar tu îl iubești cu adevărat? Păi, preferați prietena bună, că să știți că din nefericire, iubirea adevărată mai găsim în viață, dar prieteni nu foarte rar.
Încercați să vă păstrați prietenie. Ia-ți frumoase prietenile din liceu cu colegii. Observați, face școală multă, dar de fapt fundamental pentru prietenie, dar cei mai apropiați cu prietenii nu știu, sunt cei din liceu. Chiar dacă trec ani, tot cei din liceu rămân, că sunt ani încoace. Și în facultate, dar mai era. La preoți au rămas, noi preoți ne eminem, că nici măcar prieteni din facultate nu sunt. Asta e dau pe de protocol să rezolvă cu părintele episcop. Câți ani a durat să se construiască noi în corabia? Nu știu. Ne uităm. Putem căuta. Acum eu sunt răutăcioși, așa vă spun că toată jumate de înțeală de râde pe un bac, care l-a scăpat, dar l-a scăpat. Da. Se spune că crocodilul a sănat pe dinozaurul. Și a zis, Dino? Da. Sunt eu, crocodil. Da, m-am văzut pe ecran că ești. Ce auzi, bă, Dino? Te-a sunat unul noi? Ce nu? Nașa. Într-o relație, care sunt punctele mele bune căsnicii pe viitor? Nu știu, să-i întrebați pe fiecare din jur. Fiecare avem puncte tari și puncte slabe. Într-o căsnicie, în primul rând, trebuie să identifici punctul slab al celuilalt și să-i protejezi. Să nu calci niciodată. E ca la medicul stomatolog. El, săracul, lucră la dinte, dar evită să-ți atingă nervul, să nu te doară prea tare. Iar când vrea să-ți scoate nervul, te anesteziază. Că acum așa înainte. Aia e ce binecuvântat e Sfântul Luca al Crimeei, că a inventat anestezia. Sfânt ca Sfânt, dar chirurg, domne, v-ați gândit vreodată de câte ori l-ați binecuvântat pe ăla care a inventat albocarbin? Aia e Părinte, ce părere aveți despre depresie? Păi, e greu să vorbesc despre depresie, fie nu poți să ai o părere, trebuie să te pregătești. Am văzut suficient de multe și am citit suficient de multe că să vă zic că este o lipsă de cordialitate cu lumea din jur. Dar e depășibilă, cu foarte multă depășire și cu foarte multă căldură să plătească la celorlalți. Am bine să nu ai o depresie, că ți s-a luat unghia, clanța de la Mircea, tocmai că te duceai să te schimbi. Dar e important să vedeți că în depresiile reale pică oameni foarte reale în jurul nostru. Care dimineața se chinuie să iasă cu capul din pernă. Nu e ușor. Unde este mai bine să mergem mai des? La biserica satului sau la mănăstire? Mai înțeles că în sat avem și biserică și mănăstire. Păi, pe din două și cu zi colo. O duminică acolo, o duminică acolo. Mergeți unde simțiți că o simțiți bine. Sigur că ați oftit un pic pe popa din sat. Dacă ceva să vedeți în sat, să oftit ca ala de la mănăstire. Eu nu știu unde simte sufletul dumneavoastră că e liber. Dar să nu mergeți la mănăstire să vă îndoctrinați. Atenție! Nici în biserică să vă liberalizați. Cum ne putem pierde credința din suflet? Sigur, uneori e o bătaie de vânt. Pierderea credinței este și o depresie, printre altele. E o cădere într-un vat fără finalitate. Un om care își pierde credința este de plâns. Noi avem câțiva studenți, foști absolvenți ai facultății noastre de teologie, care acum sunt împotriva bisericii. Unii dintre ei se simt foarte bine și își dau niște aere și eu cunoscând de bine, dau seama că pot să-mi spună mie ce vor ei înscris, dar când îți pierzi credința și respectul pentru credința celorlalți, e mai de tine. Ei se ascund după ideea că punii la punct nemernicii din biserică. Până să pui la punct nemernicii din biserică, trebuie să spui la punct nemernicii aia din tine. Dacă vrei să joci cinstit, trebuie să rămâi acolo și să joci cinstit. Să faci tot ce poți ca să joci cinstit. Iisus Hristos a fost numit învățător fără să aibă diplomă și fără să aibă studii. Dar e o concluzie, dar n-a fost numit învățător pentru că n-avea diplomă, ci pentru că avea carte, da? Totuși Hristos vine cu o carte întreagă. Dacă aveți aminte, nu are într-adevăr diplomă, dar a dat examen de câteva ori și l-a luat cu eu. Nu inventați lucrurile de Iisus. De ce considerați dumneavoastră că misia de învățător nu mai este prețuită? Că e mai bine, ce e mai bine să fii preot, profesor sau învățător? Cred că cel mai bine este să fii ceea ce ești.
Eu sunt în dublă, triplă, sunt și popă, și profesor, și mă rog, sunt câte un pic din fiecare. Nu? Cred că fundamentul preoției este și învățătoria. Și scăpăutul are o triplă funcție, dintre care și funcția de învățător. Și învățătorul are o funcție profetică și preoțească. V-ați gândit vreodată că atunci când un învățător ne învață pe copii cuvintele, de fapt, le împărtășește cuvintele, dă Euharistia Cuvântului. Cu profesorii e mai greu că ei cer seriozitatea mai multe decât preotul și învățătorul, dar atât, atât. Nu uitați că pe Nardeal, de exemplu, după ce terminai facultatea de teologie, 3, 4, 5 ani funcționa obligatoriu ca învățător. După aceea erai hirotonit ca preot. Trebuia să faci dovada că poți învăța niște copii ca să poți să vezi niște oameni adulți. Era mai bine așa. Ma când ies din școală, țușuș, lui și doamne și protopopului și episcopului. Imediat. De aceea, cred că nu se face diferență între lucrurile acestea. Ce e mai important? Mama, tata sau bunica? Constați că toți au funcția lor. Ce ar putea să fac? Să mă aduc soțul spre credință. Nu de acord că merg la biserică. Nu face nici Sfânta Cruce. Păi, nu trebuie să duceți la biserică, trebuie să-l face să se reîndrăgostească de dumneavoastră. Bine succes. Era o doamnă la Sibiu foarte rugătoare, mare, saltire, cartus. Pentru o zi a venit cam vânătă la mână. Faptul că era întuneric, ploua afară și ea era cu ochelari de soare. Hello, ce s-a întâmplat? O venit ăsta nervos la soară, cu fără la sacă la cochii, domne, și nu, hai, nu vă sunt nici am frigider și mi-o tras una. Nu o dată, dacă vă rău după aceea, dar mi-o tras una, de uite ce am pățat părintele. Păi, tata, dar de ce n-a avut el nimic de mâncare? Dacă părintele, eu am primit la părintele, tocmai am plecat din biserică. Patru saltiri pe săptămână, cinci acatiste, e bă, mama, e bine să fie, că nu e la mănăstire, dar l-ai luat să-l țin, nu l-ai luat să-l mergi. Hai să vedem. Să uite cum face. Vin eu și mă vede că făcea o tocană de cartofi. Foarte! Și o ciorbă de fasole. Uite cum face. Cât faci mă atrag tocană, aș citești că la saltire, bine? Am citit cam mult, să fie greu cartofi. Da, am citit, am și spalat fasole, am și mâncat, că vrednic este lucrătorul de hrana lui. Sara a venit bărbatul s-a dus și mâncat. A doua zi vinerea mea era întâlnit foarte, cred că aveam o 2 ani de preoție, 3 ani. Bine, ce bă, părinte, nu știu dacă de fapt mi-a dat ceva mare în viață. Dom'le, dar ai spus dracul din ea. E un drac al duhovniciei prefăcute, care totdeauna e mai important să facem lucruri duhovnicesc decât să stăm lângă celelalte. Este egoism. Știți? Țineți minte cei care au făcut facultatea. Când eram în sesiune, vreau să ne plimbăm. Când trecea sesiunea, am fi vrut să mai citim câte ceva, dar n-aveam timp. Tot timpul voiam altceva. Necazuri mari, sănătate, probleme cu serviciu sau copii. În bucurie, și este bine să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Cum să nu fie bine să lași în voia lui Dumnezeu? Nu, asta nu e întrebare, e concluzie. Și totdeauna ne lăsăm în mâna Dumnezeu. E greu. E exercițiul cel mai greu. Și scala care a alunecat pe marginea prăpăstii și a căzut în prăpastie și se ține acum mâinile. Și Doamne, ajută-mă, ajută-mă! Vine Îngerul. Domnul ți-a spus să stai drum la mâini. Te-ai luat, Îngerul meu, nu știu chiar așa că l-ai. Domnul a spus să stai drum la mâini. Bă, nu mai te lasă-mă! Bine. Uite-te un pic în jos și dă-ți drum la mâini. De fapt, el era cu picioarele pe pământ. Noi așa se întâmplă. Nădejde la spate. Toți s-au zis de nădejde, voia Domnului. E la sectorul Domnului. Cum răspunde în gelozie cine pe care o iubești atunci când aceasta îți reproșează întâlnire cu orice în afară de ea? Păi, întâlniți-vă mai des cu ea. Și dacă este chiar în curtea dumneavoastră, nu o evitați. Geloziile soților noastre se nască de ce din faptul că le evităm. Avem un comportament vinovat. Când spălăm vase, când spălăm pe jos, e clar că s-a întâmplat ceva. Ceva nu e regla, ai făcut o prostie pe mine. Și nu ne mai uităm la ele. Și asta de vară devine semnal de alarmă. Cum se poate ajunge la calea cea de mijloc, când aceasta nu e văzută cu ocul de ani? Păi, când ambii nu văd cu ocul și se uită afară, nu există nicio cale de mijloc. Este un pot care trebuie să-i treacă de pe partea de altă. Noi ne uităm să așa și unul la altul, de-aia nu ne înțeleg. Eu cred că iubirea este și nu
nu găsirea căii de mijloc, ci găsirea acelei căi care îi face pe amândoi să meargă înainte. Iubirea nu are drum în spate, nu avem marșalie la căsătorie. Îmi place să fiu în centrul atenției și aș vrea să scap de acest lice. Păi, uite, mă apucam să treabă să iasă. Și eu, în toată lumea, am spus că de la secretarul, că încep că sunt gură mare. Uite, îmi folosește. Poate vă va folosi că vă dați păcatul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă dea ceva de făcut cu el. Bine? Este corect că atunci când ne rugăm să ierte Dumnezeu păcatele că vreau să spunem în închiere și primește Doamne împărăția ta, omenește Doamne împărăția ta în Rai, dacă e viu, nu. Că ne putem ierta, ruga și pentru iertarea păcatele unui om viu. Lăsați-l să mai stea un pic, să se și pocăiască. Bine? Nu-l grăbiți curată. La un părinte din Moldova, dar după aia am preluat-o și eu. Dumnezeu există până nu-L văd. Părintele a stat, Părintele Viorel Cojoc, a stat iar cu mintea asta. Fiule, ia și tu de Scriptură, că nu este om să-L vadă pe Dumnezeu și să rămână viu. Îți doresc să-L vezi în 3 zile. Nu pare a fi binecuvântare. Cum scăpăm de timiditate? Cu foarte multă mâncă. Dacă eu vă spun că sunt de fapt un tip timid, râdeți ca de neamă. Dar de fapt muncim foarte mult. Trebuie să munciți mai mult și să folosiți timiditatea să rodească în ceva care să vă pună în valoare ambiția duhovnicească de a ieși și merge mai departe. Să știți ce mai timiți oameni pe care i-am cunoscut sunt preoții. Noi ne-am făcut singur că avem, ne-am făcut prost că avem nevoie de un spațiu mic în care să ne simțim singuri și să putem face treaba. Preotul este extrem de simplu. Are un moment de singurătate maximă. Fără el nu poate trăi. Cum scăpăm de iubirea neîmpărtășită? Oh, păi de asta scap ușor. Ea pleacă și tu stai. Care este secretul aducerii de pace între prieteni, fraților și căsnicie? Nu prea poți face pace cu lucrurile care se combat, dar de obicei un om este cel care face pacea în mijlocul familiei. Nu o rugăciune. Un om. Modul lui de a fi poate aduce pace cu lui. Domnul nu spune fericiți cei ce se roagă să facă, să fie pace, nu ce? Fericiți făcătorii de pace. Dacă el e mijlocul acestui cer cu inghilimele vicios, el face pace cu fiecare și prin el trece pacea celorlalți. Nu-i musai să spuneți ce a spus despre el celălalt pentru început. Cum poți fi îndrăgită de toată lumea? Nu poți fi îndrăgită de toată lumea. Să te ferească Dumnezeu să te iubească toți. Ferească Dumnezeu. Ești gata. Morții sunt cei mai iubiți, mă. Când murim, toată lumea își aduce aminte. Bine, în particular, și aduc ei aminte de multe. Dar, acum trebuie să fie un om deosebit. O să ne lipsea. Ce lipsă, mare. Nu, nici nu căuta să fiți iubiți de toți. Cum pot să-mi recapăt încrederea? Mai multă muncă cu dumneavoastră. Mai multă răbdare. Este bine să adoptăm un copil? Da. Dacă ajung oameni răi, toți ajunge oameni răi la un moment dat în viață. Fiți convins că dacă creșteți bine, deci fondul genetic al unui om poate fi educat pentru ca el să fie un om. N-am respect mai mare decât pentru părinții care riscă și adoptă copii. Sunt entuziast de atât de efortul făcut de ei. Am o foarte apropiată familie din București care a luat un copil care părea că e sfârșit. Și copilul merge, se limbește, face efortul să recupereze. Nu boala l-a făcut să fie în retard, că lipsa dragostei celorlalți. De când l-am luat în casa lor, parcă și ei s-au făcut mai frumoși. Fiți oameni frumoși. Ce trebuie să facem să avem o viață ordonată? Păi să ne ordonăm. E simplu. Ne punem pe hârtie ce avem de făcut la doua zi. Este semn de la mine. Dar încercați să vă puteți ordine în priorități. Nu poate fi mai important să vă prăjiți cartofii decât să învățați la școală sau să dați cuiva. O prioritate. Găsiți un țel. Cum ne luptăm cu slava de șarpe? Cu dinții strânși. E cea mai grea dintre lupte. Pentru că din slava de șarpe sunt toate părerile despre noi și despre ceilalți. Deci
se nasc părere despre noi și judecarea proprie se naște concomitent sau greșeală. Și atunci, evitați. Judecați-vă pe dumneavoastră și iertați-i pe ceilalți. De ce suferă copiii? Din neatenția noastră. De mare majoritate. Sunt căsătorit de aproape un an cu un suflet minunat, dar soția după 12 ani în viață din Italia nu reușește să se adapteze la români. Cred și eu. Am umblat foarte mult în Italia și n-am găsit gropi așa de faine ca și o să vă arăt. Și grija asta mare să se vadă diferența între județe, știți? Unii au gropi așa, unii au gropi așa, nici în județ gropile nu se au. Așa ceva. Cum să te adă așa? Cum să fac părinte să reușesc să avem familie aici unde Dumnezeu ne-a adus pe lume? Păi nu vă încăpățânați să aveți familie aici. Dacă vreți, mergeți un pic în Italia și vedeți ce e de făcut. Noi ne încăpățânăm să credem că locul nostru este unde ne-am născut. Locul nostru este unde suntem. Dacă Doamna are un proces, a stat 12 ani în studii aproape. Aproape că e medic, e doctor în Italia. Însă bine că de acolo vă vine și siguranța financiară, de acolo vă vine și pacea. Mai faceți și ca nevastă din când în când. Bine, asta e avis pentru toți amatorii. Să mai lăsă și nevestele să mai decât ce poșteți. Suntem agăsați mereu de alte confesiuni religioase pe Doamne convertit. Deci este mai bună religia ortodoxă decât celelalte. Religia ortodoxă nu este mai bună decât celelalte. Ortodoxia este singura dintre mărturisirile de credință care nu e religie. E un mod de viață. Și dacă aveți o religie, mergeți la religie. Dacă aveți un mod de viață cu Hristos, nu mai sunt ortodoxă. Ce se întâmplă, de fapt, cu un adolescent care nu dă părinților semne de iubire? Semn că părinții au cuplat greșit niște mufe că era mai mic. L-au destructurat. Partea electrică suferă, nu mecanică. Mecanică e urmă, dar la partea electrică nu mai trebuie lucrat în el. Ce se petrece în sufletului? Păi de ce mă întrebați pe mine și nu întrebați pe el? Bă, cochii, de tot văd că ne dai cu sictile, astea cel mai bun spray. De tot sictile și atât. Păi nu și zine care e problema, să vedem ce putem face. Nu voi spune de ce. Deși v-am spus pentru bine, nu sunt argumente. Un cec nu vindecă declicul din sufletul lor. Cu cardul nu rezolvăm cordul întotdeauna. Cum se poate rezolva un conflict nesfârșit dintr-o soacră și o noră? Nu. Deși inițial noră era cea dintre favoritele sale. Spunea soacra ta. Deci că e mama lui Solivan Magnific. Favorita cu leu. Deci nu vă mințiți vreodată că vă favoritele cuiva căruia ați dat ce avea mai de preț, adică băiatul. Ați fi culme. Sau favoritul cuiva căruia ați dat ce avea mai de preț, adică fata. Nu. Cred că sunt și multe mituri legate de soacră, de noră. Bine, ar încerca să nu trăiți în ele și să știți, fundamental nu este să vă iubească soacra, ci soacră. Am zis ceva? Punctați-vă, rog, diferența dintre iubirea romantică și iubirea creștină. Păi, o iubire creștină, dacă nu e romantică, nu e iubire. Știți că doi creștini care se iubesc pot să le citești și poezii și să cânte la chitară. Da? Și să se sărute. Și să mă iertați că vă spun copiii și creștinii și romanticii fac la fel. Că să ne învățăm, nu putem cenzura la nesfârșit sexualitatea doar pentru că unii și-au cenzurat-o. Nu. Da? Trăim într-o lume în care lucrurile sunt așezate. De doar să ne găsim linia pe care mergem. Pentru un creștin nu este interzis să-i zică soției te iubesc. Pe bune. Nu. Pentru o creștină nu este interzis să-i zică soțului ei mi-e drag de tine. Pe bune. Deci poți să fii foarte bun romantic și creștin fiind. Sunt furioasă, mă încerc, strig, țip, să răutăcească. Apoi merg în Cărdășescu, mi se ia pe păcatele. Păi da, da, e ca și cum ați luat smoală peste o găleată cu apă plină. Dacă nu se pinte, știți, sunt poate așa neagă, să facă priză, trebuie golită găleată. Încerca să fiți mai demnă. Certărețele scurite. Apropo de soata cu trei noroc.
Ce este de făcut dacă doi oameni se iubesc, dar au legi diferite, ceea ce împiedică să oficializeze în fața Domnului relația Domnului? Religia unea nu-i permite o a doua căsătorie, adică e catolic, spuneți așa, e catolic și nu-i se dă doar. Păi uite, pe trei avem soluție, se trece la ortodox și la ortodox. Se aplică. Și e a doua căsătorie. Deci îi dorim succes și îl așteptăm. Bine. Cât poate dura răbdarea unei femei? Gândiți-vă la Maica Domnului, da? Când mai vorbiți de cât poate răbda o femeie, vă rog să vă gândiți la Maica Domnului, nu la dumneavoastră. Și vă doresc succes. Părinte, după ce am dat de una, am dat de toate. Ce se poate face altii mici care vin toată dată? Țigări, acolo și jocuri de noroc în viață în adolescență. Să vă maturizați un pic mai rapid. Să cereți ajutor. În general, cereți ajutor unor oameni maturi care au lucrat pentru mine. Recunosc și eu, sunt depășit de toți cei care au psihoză jocurilor de noroc. Așa ceva n-am văzut în viață. Oamenii în toată firea devin niște puțoi cu aele care pierd banii casei. Niște nemernici. Dar n-ai cum să le zici asta. Că de tăunează, dar echilibriul se plătează. Și nu e bine. Și atunci trebuie să găsesc soluția de a spune, da, te afli într-un retard de creștere, că nu poți să le spui altfel. Încercați să vă maturizați. Și toate vin la pachet, pentru că toate sunt la pachet. Același drag ieșește pe toată secția. Cum putem noi, ca părinți, să-i determinăm pe copii să se căsătorească după 10-12 ani de relație, astfel încât să nu mai auzim inevitabil, nu este mai bine așa. Păi nu-i puteți împinge la căsătorie, așteptați. Vine la mic și le rezolvă. Vă rog să descoperiți ceva despre masoni, ce relație au cu biserica, dacă au un exemplu, o trăsire, pătășanie, avertă de Dumnezeu. Dar de ce ne întrebați pe masoni? Dacă au un pătășanie, relație cu Dumnezeu, pe nu întrebați pe mine. Eu pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, reprezintă una dintre marile racii grave ale sincretismului spiritual în care ne spate mai. Chiar nu cred că poți să fii și în corabie cu Hristos și pe barcă cu Domnul. Care este diferența dintre o pereche căsătorită pe Sfânta Bunie și o familie care trăiește în concubinaș? Neliniștea celor din urmă. În concubinaș tot timpul e o neliniște foarte mare. Riscul celorlalți este prea mare siguranță. Niciun impost să liște să nu ajungă fericiți, pentru că unii sunt prea siguri, iar unii prea neliniștiți. Și atunci, diferența pozitivă e dată de duhovnicul care e membru de familie. Și cu unii și cu alții. Deci duhovnicul poate gestiona că cazul ăsta cu bucurie. Ce trebuie să facem când toți cei din familie merg la biserică, iar partenerul de viață nu vrea și găsește motive mele. Mergeți cu restul familiei. Partenerul de viață poate să mai aștepte. Dar grijă mare că după ce vă devine parte integrantă din viață, nu doar partenerul, să fie și mai îngrăsătă. Și nu e obligatoriu să mergeți la biserică. Nu știu ce fel de încăpățenă să ne ducem în viață la biserică. Revin. Ce avem de făcut în viață este să dăvim celuilalt pe Hristos sub chipul iubirii. Dacă asta se duce, tot e salvat. Cum putem trece peste o mare suferință? Foarte greu. Greu cu muncă, cu răbdare, cu rugăciune. Dar pe noi nu suferințele de un mare, să știți cum de mare. Pe noi nu avem o mare, marele bucurii, care nu mai vin. Pe noi ne moară așteptările. Cum renordăm o relație de prietenie? Cu simplitate, dacă e o relație corectă, cu mare simplitate. Se repune ca și cu voastră de sposibie. Cu putere câștiga crederea unei persoane dragi nouă. Acolo unde e încredere că e capabil să vă acorde credere. Ce se întâmplă cu o sarcină pierdută? Unde se duce sufletul? Și cum îl putem pomeni? Depinde ce condiție e pierdută sarcină. Dar în principiu cred că puteți pomeni în șoaptele vechi a Părintelui Duhovnic care să vă spună ce aveți de făcut. Fiecare port are stilul lui aici. Eu sunt la stilul smuls. Deci la mine e cu rugăciune de relație, cu stilul aruncat. Cred că se aruncă copiii undeva așa. Eu sunt mai casnic, mai. Cum să-mi tolerez în soacră? Ei, luați, știu, luați o pastiluță, un antitetan, știu. Soacrele nu pot fi decât iubite, dacă doar sunt intolerate, v-ați nenorocit. Dar psihologul insist mult pe iubirea de sine, propria iubire, nu egoistă, care este multiplă și complicată, să zic că nu poți iubi aproape dacă nu te poți iubi mai întâi pe tine.
ideea de sine versus egoism. Nu o puteți explica, pentru că nici psihologii nu s-au lămurit cu privire la asta. Ce puteți să spuneți doar este că iubirea de sine pe care o propovăduiți, de exemplu, coachingul acesta din ultima vreme, care spune, trebuie să ai încredere în tine, privește-ți pe viitor, am avut nevoie să vină americanii colare pe rachetele lor, ca să ne explice cum e cu încrederea în sine. Dar vă recomand să citiți Filocalia 2 și 3, vreo 800 de ani de există America ca idee. America ca idee, cacofonie voită. Și veți vedea că părinții bisericii vorbesc acolo despre sporirea iubirii de sine în sensul dorinței mântuirii. Deci un om care se iubește pe sine nu urăște posibilitatea de se mântui. Și atunci face tot ce poate ca să se mântuiască. Iar în tot ce poate să se mântuiască, începutul este iubirea proprie. Domnul Hristos ne spune, iubește-te pe aproapele, ca pe tine însuți asta, că spune că trebuie să fii atent la propriile tale nevoi. Ce sabotează manifestarea iubirii? Moartea vecinului. Te duci să zici că îl iubești și de aia. Ce vă putem să iubire? Gata. S-o chiedi pofta. Stai în maioneza, cum zic ăștia. Care sunt fricile? Care nu sunt. Fiecare cu fricile lui. Să știți că la frici nu se mănâncă. Semănăm în prostie foarte mult, dar în frici nu semănăm. Pentru că fiecare frica îi se naște dintr-o prostie specifică care activează în viața lui. Aici la fric, v-am zis, la prostie semănăm. Suntem exact la fel că suntem proști. Când suntem fricoși, diferit. Unii de frică s-au aruncat în fața tunului și l-au scăpat cu trupul lor ca să doboară și ceilalți. Da? E frică să duci mare aproape. Cum putem face să dobândim mai multă voință? Păi, voința multă se dobândește prin exersarea voinței. E ca, că cum poți face să ai mușchi mai mari? Păi, dacă nu tragi de ei, n-ai mușchi mai mari. Ai pastilele mari, dar și se parcă îți dau mușchi mai mari. Exersați-vă voința. Cum poți scăpa de frica de întuneric? Păi, aprindu-ți lumina aici. Da. Nu trebuie să scăpați de apă, prinde bine. Sunt o mamă și vă rog frumos să mă ajutați să mă spun. Fica mea vorbește cu băiat de 11 ani. A, băiatul nu are 11 ani. 11 ani vorbesc ei. Și nici acum nu se hotărăsc la căsătorie. Doamnă, tot amână în fiecare an. Bineînțeles, cauza este. Dar n-am zis nimic de fapt, dumneavoastră, dar nu trebuie să fie. Ce sfat îmi dați? Doamnă, stați de vorbă cu fata. Cred că e un pic nefericită. Nu îndemnați pe un măritiș care o poate costa despre vieță. Lăsați așa, mai ușor. Și ce e interesant, că în ultima vreme le văd pe mame că sunt supărate unele de mine, că îndemn pe copii să se căsătorească imediat după ce ajung prieteni și stau o vreme sigur că ei stau în același apartament zi și noapte și beau cafea, pentru un ceară. Și ce părinte? De ce-i grăbiți? N-avem sală, n-avem naș, n-avem bani, n-avem măsline verzi cu scopitori portocalii, n-avem șerpețele aduse din Tanganyika, n-avem peste, adică noi n-avem fițe. Dar nu ne puteți satisface fițele legate de muncă. Și la doamnă, dumneata, vrei să-ți măriți fata mireasă sau... Vai, părinte, nu, doamnă, dacă vrei să-ți măriți fata mireasă, găsește momentul în care se apropie cel mai mult de celălalt și se poate pleca cu demnitate. Ați cocoloșit un ștern în concubinaj. De ce abia acum v-ați trezit? Nici nu-i certați pe copii, certați-vă pe dumneavoastră. Ce părere aveți despre viața de după moarte? E faină, dar. Nu numai atât, dar gândiți-vă că am scăpat de știrile de la televizor. Pă bune. Pe aceea nu mai suntem obligați să stăm cu ochii pe telefon. Vorbim față către față. Și avem timp de toate. O veșnicie. Da. Nu mai avem ceas la mână, nu ne mai dor picioarele, că nu le avem. O grămadă de lume. Cum interpretați expresia de ieri, dar nu te uiți niciodată? Este. Bat jocura ieri. De ieri, dar nu te uiți niciodată. E vindicat, moare în pașa. Operația reușită, bolna bună. Câți n-au luat bani grei cu operații reușite și bolna bună. Referitor la perioada în care ne aflăm de la Paștele Rusaline, este permisă sau nu în genunchierea în cadrul Sfintei Liturghii Duminicale?
Depinde de dumneavoastră dacă ați postit tot postul. Mare lungă în viață. Despre autosatisfacerea copiilor la școală, spune să nu ne facem griji. Păi la școală nu ne facem griji, dar acasă ne facem. Da? Eu zic că trecerea autosatisfacerii sexuale a copiilor în secția fără griji este un păcat de cultură. Ei ne spun că nici o problemă, că este o chestiune de creștere, eu vă spun că este o chestie de epuizare, ca să se simte în timp. Am să mai studiez și mai vedem. Părinte, sunt căsătorită cu un cetățean turc, avem un copil, există iubire, ne-am gândit la Sfânta Biserică, copil este botezat pe creștin ortodox. Noi vorbim de iubire, dar ne gândim la Sfântul Mănăstiri, suntem sau mai bine, să se refuză la Sfânta Împărtășanie. Dacă v-ați spune la Sfânta Biserică, presupun că și sau... Auziți, dar zice că e numele tăiată pe pomenic, are numele turc. Însuși numele pentru pomenic este un păcat să fie pronunțat. O zis, Doamne, dați-mi eu că-l pomenesc și Ahmed să-l cheme. Doamne, veniți-vă în fire. Pe cuvânt, căutați și noastră niște oameni cu minți, să stați de vorbă cu ei, nu vă mai speriați. Culmea că sunt mănăstiri, dar pomenesc pe Mihnea Păr de Turcitu, că a fost scriitorul lor și o, lăbați-vă tu cu iubiții, dacă am de treabă. Dar sper să fie și botezat, dacă nu mai lucrați un pic. Bine? Nu vă supărați pe preoți. Preoții știu și ei carte și sunt foarte hotărâți să vă mântuiască. De aici e efortul lor. Dar dacă vreți, ziceți că pomenim. Eu am câțiva prieteni, am botezat înainte, că nu vă pot spune câți că mă aleargă prin țară după aia reprezentanților. Am avut câțiva și am avut și foarte mari iubitori de palestinieni. Am botezat și dintre aceia, dar să știți că le-am schimbat numele. Toți sunt Ion. Iușo. Pe toți am botezat Ion. Și păi de dar la nume nu este, bă, ăsta mi se potrivește la toți. Ion. Pozitiv toți. Trecut pe pomenic, nu știu nimic. Și apoi, dați-vă duhovnicul și întrebați-vă, părinte, dar trebuie să vi-i pomenească toți preoții, să știți, trebuie să vi-i pomenească preoții în acolo rugăciune aveți încredere. Dacă suntem săraci, e bine să facem copii. Câți vin? Nu ai ce legătură să le cea cu câți copii vin. Că să știți, cunosc foarte mulți bogați care le dăm mai mulți copii și nu le este. Săracii fac copii mai ușor, că nu stresați. Da? Bogații nici nu ce fac un singur copil, dar face jumate, dar nu poate. Și atunci, bucurați-vă de copii vin, pentru că omul este bogat cu fiecare copil care vine. Nu vă luați pe televizor. Vă rog eu frumos. Cum ar și fi să se hrănească peste 5.000 de bărbați, că trebuie și 5 pâini? I-a înmulțit. Înmulțit pâine și pește. Dacă vă îndoiți, nu mâncați pește și pâine. Vreau să vă mai spun un lucru, că eu am văzut minuni de genul ăsta în pușcărie. Când am fost la un moment dat, am dus biscuiți, cred că aveam 50 de pachete, să zic, și erau 100. Mai bine de 100. Și toți trebuiau să primească un pachet. Numai fiecare a primit câte jumate și s-a bucurat pe acel pachet. Iubirea poate dumneavoastră orice. Când eram tine și mă dea într-o bucată de vită uscată și o ceapă crăpată în două, eram boieri. Acum că mâncam un suflet de șușu și morcovă în aspic și toate restaurantele put de iarbă marină în must de cocoșoanelă împușcată în aer, suntem fițoși și cred că nu se mai înunță, se înunțesc. Pentru sărași se înunță, pentru bogați se plătesc. De ce încercați să acoperiți acei preoți care au o mașină de 100.000 de euro și câte 3-4 case dintr-o salară foarte mică, special preoții din funcții mari? Bine, nu i-am vorbit, dar nu-i descopere. Eu tot îi caut că le-aș zice și eu. Nu mai mâncați cacao, că s-ar putea să visați lapte prăjit. Deci, mașinile arhiereilor noștri pe bani buni nu sunt ale lor, fac parte dintr-un inventar întreg al unei episcopii. Eu cred că un om care conduce între 500 și 8.000 de oameni își poate crede să aibă o mașină mai bună ca faza cu mașina prea fericită, care are un microbus Volkswagen. Dar pentru că vă arată la televizor un singur lucru, către ăla vă duce sub ochii.
N-am ce să vă fac, sunteți obsedat de mașinile preoților. Vă doresc mașinile unui preot pe care știu eu și stă în fața dumneavoastră, nu părintele. Uite, să vă dea Dumnezeu mașina mea. Bine, și la mine mai sunt cam 80% în țară. Vă doresc să aveți bani să vă schimbați tălpici și tălpii la papuci. E asta cu 3-4 case, este dreptul unui om să construiască atâtea case cât de pâine poate să jucă de la gură. Nu rupe de la gura dumneavoastră. Nu cred că ați simțit mai puțin împărtășanie în biserică dacă unul dintre episcopii nu și-a construit o casă. Îmi pare rău să vă spun, dar n-a fost afectat serviciul pe care biserica îl dă pentru că în altă parte cineva așa. Nici eu nu sunt de acord cu opulența episcopilor. Dacă ați ascultat corect conferințele mele, vedeți că nu sunt un binecuvântător al jafului în biserică, dar de aici am putut la judecat niște oameni ca au, mi se pare complicat. Cred că o leacă de decență nu ne strică. Mulți dintre ei sunt la capătul vieții lor, sunt oameni bătrâni care au muncit o viață întreagă, o să le dea decente, pe care, din care reușesc să facă foarte multe lucruri. Și apoi atrag atenția. Spre deosebire de dumneavoastră care vă luați mașina în groapă, ei nu și-o iau. Există vreo limită de vârstă pentru căsătorie? Pentru căsătorie? Nu știu ce să fie. Trebuie să întrebăm bătrânii. Chiar nu știu. Este o limită de vârstă. E o limită în care vârsta nu poate fi depășită de personaje. Dar de când au dat italienii la doară, peste noi nu mai știu. Cum ne ridicăm din căderea patru? Despătimindu-ne. E un efort, un proces foarte, foarte amplu. Deci e o muncă foarte amplă, din care nu vă poate lipsi antrenorul care este preotul, nu părintele Nicola pe scenă, asta e clar. De ce? Fiind la oficierea evenimentelor religioase, ridicarea pe dreapta ierarhică e necesară pe prezența politicienilor. Pentru că i-ați ales. I-ați ales să vă reprezinte. Iar Scriptura ne învață să dăm mai mari lor cetățe, ci este acelui se cuvine. Iată-mă că vă spun, i-ați ales. Sunt acolo să vă reprezinte. Dacă nu sunteți mândri cu ei, nu-i mai mătați. Dar este obligatoriu să fie acolo ca reprezentanța asta. Ai stat. Deci știți că preotul, nu preotul, dar și preotul pe dreapta, dar episcopul este numit printr-o hotărâre a ministerului, așa, întreg, în România, o regulă pe care tot populația României a votat-o de câteva ori. El este elevul în clasa a 10-a, părinții plecați în străinătate, de când el avea 11 ani, lăsat singur, au grijă de el, cum a putut, fără afecțiune, fără îmbrățișări, fără iubire. Ea, ceva cu la vârsta de 16 ani, Vasile Tăsică, și seul mare, la 16 ani, un copil nu s-a prins de diavol și fără iubire. Deși pe acești oameni nu iubim măcar pe ultimul lucru. Ai un copil ca să se nu cinstă. De ce nu iubim? Cred că e greu acolo de asta să ne acuzați de neiubire. Eu am acasă un carmețel în care notez toate cazurile astea și credeți-mă că mă rog pentru ei. Nu mă rog în Dumnezească liturghie, unde nu e o Dumnezească, nu știu, dar pentru că îmi place nu să citesc la saltire, uite mai la saltire, acolo poți pomeni pe cine vrei. Deci dacă vreți să-i faceți cu mine și să-i dăveriți în mine, spuneți-mi. E bine să citim acatiste? Da. Acum acatistul se întâi învieri, e bine să citim de la Paști până la Înălțare? Da. E bine să poți fi vinerea post negru? Da. Deci ce simt. Cum putem privi niște acțiuni rele ce au fost făcute pentru a proteja o persoană iubită sau o linie mare în relație? Bine să faci lucrul ăsta dacă e spre binele celuilalt? Pare binele spre binele celuilalt, dar după aceea devine năravul celuilalt. Un om care este tot timpul protejat în prostia lui devine un om nărăvit pe prostia lui. Deci dacă întăriți năravul, nu-l protejați, că nu iese nimic. Am venit cu bucurie la această revedere și vă mulțumesc că sunteți între noi. Dacă din greșeală sunt intenția am primit sau am citit cărțile etice și din prostia noastră mi-am spus și altora de spune sau cei care au intrat în vorbă, cum trebuie să îndreptăm lucrurile? Păi nu unul de dați, că din cărțile voastre nu rămâne în minte nimic. Asta e, creierul are o structură mai bună decât noi. El citește, se încântă pe momentan și după aceea, automat, rezistă și caută adevărul pe automat. Și caută adevărul pe automat, afară, pe cartea neumă. Și sunt o mamă care și-a trebuit copilul într-un accident în groasă. O mătură imensă în suflet. 11 ani de la tine lui. Va trece vreodată această experiență. Doamna,
Sunt convins că atunci când vă veți vedea cu el, va trece să credeți. Nu vă grăbiți. Atât. Nu vă grăbiți. Iubirea presupune. Ce presupune așteptări este iubirea. Acum, iubirea nu-i gratis. Iubirea înseamnă că și aștepți de la celălalt un răspuns, dar nu-i contabilitatea. Când începem în iubire să calculăm cât am luat și cât am dat, cât am vorbit, câte secunde. Și e un cronometru montat la iubire. Iubirea este sau nu este? Cum să ajungem să avem o relație personală cu Iisus Hristos? Cum să dezvoltăm o această de relație? Simplificând totul. Nu trebuie să vă puneți nicio întrebare cum să ajungeți la relația cu Domnul Hristos, ci doar construiți-vă. Nu e o teorie, nu e o rețetă, nu e un mecanism. Este pur și simplu. Doi frați au să nu-și mai vorbească într-o chestie copilărească. Da. Unul dintre ei încearcă zadar să ducă legătura pe să ducă, repună legătura pe făgașul normal, să cealaltă de tot ce care de comunicare. Ce poate să facă fratele pentru învăcare? Păi, rugați-vă pentru celălalt. Dacă îl alegeți înainte de Hristos, deja Hristos e un al treilea care nu îl exclude pe niciunul dintre dumneavoastră. Și deja e făcută. Dialogul e în dialog tot timpul. Când din dialog lipsește al treilea care e aici, nu e dialog. Dacă mi-am meniți copiii că îi voi pedersi, că nu vor mai ieși afară și nu vor mai sta la calculator, dacă nu vii la biserică, este un păcat? Da. Da. Terminați cu copilările. Păi ăștia doar îi poate plătească calculatorul. Oai, vă mă învece în părere. Fiți curinți. Știți de ce? Pentru că ei vor căuta să scape când sunt liberi la mai mult decât i-ați îndatorit dumneavoastră. Nu prin opriri duci un om înainte, ci prin crearea unor căi cât mai apropiate de cele de care au ei nevoie. Vorbiți cu părintele să pună un calculator la intrarea în biserică. De ce ochii Maicii Domnului sunt întotdeauna triști? Nu sunt întotdeauna triști. Sunteți dumneavoastră triste când o priviți și ea răspunde la ochii dumneavoastră. Care este poziția noastră față de ecumenism? Să trăiți. Dă mâna, venit, văzut, pupat, plecat. Un preot ortodox care slujește împreună cu unul catolic mai are dreptul să vorbească de Hristos? Da. Da. Decât dacă îl tăiază dumneavoastră, dar pe asta îl tăiază dintr-un buton mic jos și nu vă mai face ce zice. Nu vă băgați în treaba preotului, că riscați să vă ardeți la degețele. E păcat. Fiind o persoană care spun lucruri pe nume, e mai bine să spun ceea ce gândesc decât să se însuflă doar pentru a răni, e bine să vă cunoașteți lungul nasului. Să nu faceți pe deșteptul și să spuneți lucruri care nu vă privesc. De exemplu, eu nu pot să le învăț pe doamnele din sală cum se face acum tocana de miel. Habar n-am cum se face tocana de miel. Sunt lucruri pe care nu le știm, nu ne băgăm. Intuiesc că se face cu miel, nu? Tocana cu miel se face cu miel. Asta o intuiesc și eu. Cred că se pune usturoi, nu? Bănuiesc. Dar nu mai mult de atât. Rolul nașilor și al fiilor care este? Rolul fiilor nu-i stabilit. Rolul fiilor este de a fi fiii nașilor. Rolul nașilor este stabilit de părinți care vă trimisesc înaintea lui Hristos ca și părinții noștri, dorința de a crește pe fiii lor. Deci se termină imediat după nuntă? Păi acum, dacă e nervant fiul, sunt căsătura în nașul să dau. Să vă spun, cu nășitul e o treabă foarte ciudată, pentru că în România calculăm nașii în funcție de buget. Dacă au buget, pot fi naș. Dacă nu au buget, nu pot fi naș. De curând am avut o lungă foarte faină în care fiinile au făcut cadou nașilor. Adică știau că ei iubeau pe naș pentru verticalitatea și cordialitatea lor umană, nu pentru altceva. Chiar erau niște oameni foarte săraci. Au fuit orașul lor, dita mai patroni, aveau nașul și oamenii spre de sigur. La vremea când patronul a fost căutat de prietenii doamnei Mădruța și reținut câteva zile, să știți că niciunul dintre băieții care lucrau cu patronul reținut nu au venit să-l caute. În schimb, nașul a stat cu copiii și a fost de treabă mai departe. Nășitul este o chestiune de corp, nu de car. Eu aș face un control cardiac la naș înainte de lume. Dacă mai au inimă, pot fi naș. Dacă n-au inimă, nu pot fi. Ce e păcat să nu te spovedești? Nu pot. E o binecuvântare să te spovedești. Nu-i păcat, e prostie. Adică, nu te spovedești și faci ce? Le închizi și mergi la psiholog. Foarte bine. Mergeți la psiholog. Mai ales psihologul un prieten.
dar dă și pastile dacă suntem cuminți. Și după el nu mai e nimic. Un ortodox poate să se roage la Sfântul Anton dacă biserică, de la Biserica Catolică sau nu. Sfântul Anton nu e la Biserica Catolică. Ce părere aveți despre acolo? Deci, Sfântul Anton nu e la Biserica Catolică. Ați fost vreodată la Padova, să vedeți biserica unde a propovăduit Sfântul Anton. Nu e... Nu era prea confesional în vremea. Noi tot ne legăm de 1054-1056. Credeți că s-a rupt așa în două totuia? Un proces un pic mai lung. Bine ar fi să citiți măcar una din predicele Sfântului Anton, care vorbește despre cei care nu sunt atenți la ceea ce își doresc în rugăciune. Ca să te poți ruga coleg la un Sfânt, trebuie să știi și ce a spus Sfântul. Noi deocamdată nu avem o traducere integrală a Părerii Sfântului Anton. N-am venit la Sfinții noștri, cum ne spunem noi. Noi ne dăm mari teologi, dar n-am tradus tot Sfântul Ioan Gură de Aur, tot Sfântul Vasile cel Mare. De-aia că zice că tu am citit la Sfântul Vasile. Ai citit în ce ai putut să citești din ceea ce ai crezut. Ce crezi tu că a scris Sfântul Vasile cel Mare? E discutabil. Vă rog frumos, când aveți probleme de genul acesta, întrebați-vă Duhovnicul din gură. El vă dă binecuvântarea să nu vădă. Poate fi un suflet mai deschis și să vă dea binecuvântarea, sau poate fi unul foarte riguros și să vă vrească de la împărtășanie. Ce părerea asta a mai fost odată? Cum ajută Dumnezeu Biserica Ortodoxă oameni nevoiași? În clipa asta? Și că ce proiecte are Biserica Ortodoxă pentru viitor, pentru a ajuta comunitatea celor nevoiași? Problema este altfel. Ce definim ca Biserica Ortodoxă? Protopopia, parohia sau fiecare dintre noi poate? Dumneavoastră ce proiecte aveți pentru nevoiași? Ca să știți ce să punem în plus pe lista bisericii. Da? Deci dacă mâine dimineața dumneavoastră mergeți la serviciu și luați o plăcintă cu brânză din aia bună, și poate vă întâlniți mine și mi-o dați mie. Dacă nu căutați un nevoiaș și vă dați, biserica a dat o plăcintă cu brânză unui nevoiaș. Asta aveți senzația că biserica este enclava Nagorno-Karabah. Nu, nu, și ele deschid biserica. Mă prostitești de la cap, că suntem instituții. Dar trebuie să fim supoși la fiscalitate. Băi, oameni buni, biserica nu e unul domnul. E Parlamentul European. Nu e NATO, veniți în rugăciune, biserica suntem toți. Toți botezați, bădiți, unși, împărtășiți. Tot ce dați în mâna dumneavoastră, biserica face. Aaa, către timp a construit mai multe cămine de bătrâni decât are statul român. Aha, asta nu știați. Hehe, ghinion, nu citiți corect. Vă uitați doar la canal de știri. Că între timp, în fiecare parohie s-au construit sau în biserică, în construcție și câte o cantină pentru săraci, că sunt făcute meditații gratuit pentru copii, că... Asta nu aveți gândul să știți, că sunteți prea supărat pe biserică ca să o priviți în față. Îi priviți doar spatele bisericii. În tinerețe, crezând că cineva dorește moartea, m-a făcut șocată, m-a speriat, crezând că mi s-a făcut farmece. Am apelat la o femeie care a zis că fac ceea ce vreau să scap de aceste farmece. Mă mustră conștiința ce să fac. Spovediți-vă. Nu vă mai lăsați duși de nas. Bine? Care este biserica? Părerea bisericii despre vaccinare? Biserica nu are o părere despre vaccinare. Părerea a biserica are o atitudine prin care spune că fiecare părinte trebuie să fie responsabil, trebuie să se informeze, să știe corect când, cum și de ce, își vaccinează sau nu își vaccinează. Iertați-mă, preoții nu pot trăi viețile dumneavoastră. Vă pot însoți când ați dat de mere, dar nu vă pot trăi viețile. Nu mai pune să vă dăm răspunsul magic așa, să scoatem așa din buzunar. Ca biochimist vă spun că jumătate din lucrurile pe care le auzim despre vaccin au nicio legătură cu vaccinul, ci au legătură cu ideologizarea pe seama vaccinului. În Denia, din săptămâna patimară, am auzit despre blestemul smochinului neroditor. Autorul a sănând acest lucru prin cuvânt. Înțelegerea umplită a Scripturii. Sfânta Scriptură se poate înțelege un gros. Pilda smochinului neroditor este tâlcuită în triot ca fiind un blestem acordat celor care au înțeles
Scriptura fără să mai pună în lumină cei care au ascuns Scriptura. Îi cunoașteți din Vechiul Testament. Farisei și tărturarii nu mai puneau în lumină Scriptura, se puneau pe ei în lumină. Mulți dintre preoții de astăzi am ajuns ca farisei și tărturarii ne punem pe noi în lumină, nu Scriptura. Știți? Mă întreba studenții care e cel mai bun mod de a învăța să crede și le-am zis, simplu, trebuie să spuneți tot timpul ca Sfântul Ioan Botezător, eu scad pentru ca el să crească. Când crește Hristos, Scriptura nu e în întuneric. Dacă ținem pe Hristos sub obroc, ținem Scriptura sub întuneric. Ce părere aveți despre Biserica Spiritistă din România? Nu știu că nu o cunosc. N-am dat mâna pe ea. Despre oamenii din Biserica Spiritistă pot să spun că oamenii sunt de calitate, își văd de mântuire, fiecare își încearcă într-un fel sau altul credința și mântuire. Nu cred că au dreptate în sfințirea calendarului, dar nici noi nu cred că putem să-i bășcălim cu orice preț. Cred că trebuie să învățăm să ne respectăm mai mult în viață. Sunt câteva întrebări legate de Vasta Domnului și legătura ei cu Biserica și despre Vasta Domnului. Sigur, cei din Cumâne știți că în istoria ați reprezentat unul dintre cele mai importante centre ale Vasta Domnului din România. Eu sunt legat de Cumânești prin cel puțin doi frați, unul dintre ei fiind fratele Costică Iacobuță. Am învățat enorm de la ei și am trăit în mijlocul lor. Chiar când și-au făcut casă de adunare care părea că e lucră de biserică, au continuat să fie bisericii, cu condiția ca cine merge la adunare să se și împărtășească, să se spovedească. Și i-am spus odată, s-au supărat pe mine, după aceea am zis că am avut dreptate, că au constatat de că e așa. În adunările voastre nu ar trebui să vorbească cei care nu se împărtășească. Adică dacă tot vrei să fim învățători, trebuie să avem și izvorul de învățătură în vârful limbii și la dreptul limbii. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase exerciții de admirație de Dumnezeu pe care poporul român l-a făcut în istorie voastră, Domnului. Din nefericire, acum ne plângem prea mult de mine și tot timpul ne credem victimile cuiva care nu mai există. Trebuie să învățăm să trăim pe eliberarea noastră. Asta are această problemă, ca și România întreagă. Noi încă suntem victime, fără să mai avem călăi. Știți? Iar pe călăi continuăm să-i votăm în funcție de stat cumplit de importantă pentru viitorul nostru. Deci, asta are această calitate extraordinară, a coagulat în jurul ei oameni de simplitate și oameni de mare curăție, care au mers mai departe cu fruntea sus, au dat să iei oameni de mare calitate. Iar ceea ce m-a impresionat pe mine pentru asta, domnul din Comănești, a trimis la Sibiu să facă facultatea oameni de mare calitate, care au ajuns preoți și care astăzi vă reprezintă în biserică cu foarte multă demnitate și fermitate. Să știți că aș îndrăzni să vă rog la un moment dat, noi facem listă cu câți academicieni ai un oraș, câți poligloți ai un oraș, câți campioni, dăm numele către unei sări, către un brand, care nu mișcă neapărat pentru oraș, cât a mișcat pentru buzunarul lui Dumnezeu. Încercați la un moment dat să faceți o listă cu toți cei din neamul comăneștenilor care au făcut preoția, care au făcut medicină, care sunt profesori. O să vă mirați. Sunteți mai deștepți decât credeți. Nu mai valoros pentru poporul ăsta decât exploatările de suprafață sau de adâncime. Ați dat și mineri de suflet, nu mineri de sol. De aceea încercați, când vreți să restartați demnitatea unei comunități, încercați să le aveți. Și mai cu seamă să nu uitați. Comănești au dat sfinți. A dat sfinți. Oamenii pe care aveți ciopriți pe monumentele locale ale eroilor sunt sfinții care țin poporul ăsta în picioare. Noi nu stăm pe devizele tehnice ale istoriei noastre financiare și economice, noi stăm pe morțile lor. Suntem un popor care ne așteptăm învierea și ne-a pus morții la talpă. Deci eu, ei și așa începe să refac statura Comăneștiului. O listă publică, nu neapărat în primărie, într-un spațiu public. Comănești, în ultimii 100 de ani, am putut recupera aceste nume de preoți, aceste nume de medici, aceste nume de profesori, aceste nume de, știu eu, sudori, dulgheri. Țara asta stă pe toți. Nu suntem cetățeni de first hand și de second hand. Un popor ca acum, cineva care împarte România în prima și a doua mână greșește. Și mai e ceva legat de Vasta Domnului. În urmă, cu foarte mult timp, am participat la o adunare spre vară, așa. Și m-a impresionat atunci cordialitatea oamenilor între ei. Să nu vă pierdeți simpatiile și
empatiile pe care aveți unii pentru alții. Suntem niște oameni frumoși, niște oameni buni, niște oameni pentru care contează celelalte. Să nu vă pierdeți omenia. Poate că nu o să avem noi cele mai mari autostrăzi din lume, nu o să avem turul de televiziune la Cozănești în viitorii 100 de ani. Poate că nici nu o să mai avem televiziune și 100 de ani, nu știu. Vă rog eu mult, nu vă pierdeți omenia. Țineți la valorile care le aveți. Învățați să vă trăiți cu demnitate fiecare zi. E foarte important. E important pentru copiii ăștia pe care le aveți în școală. Eu știu că aveți liceu cu cei mai mulți copii din regiune. Și sunteți bătrâni de asta. Dacă eu știu, știți și dumneavoastră. Știu foarte bine că puteți încă să dați țării mai departe, să lăsați lista deschisă. Pentru preoți, profesori, medici, inventatori, cercetători, sportivi sau nesportivi, știu eu. E important să știți că sunteți dispuși să faceți ceva mai bun pentru comunitate. Și că puteți merge mai departe cu fruntea sus pentru asta. Și să știți că spun comănești, nu spun numai un lucru și comănești. Comănești sunt și prietenii dumneavoastră sau din amicii catolici, de altă confesiune. Cetățenia unui oraș nu ține seama de confesiune. Învățați să fiți patrioți, să țineți la patria din care faceți parte. Suntem compatrioți într-o țară, dar și patrioți într-o noastră comunități. Întindeți mâna cu sinceritate, munciți cu treabă, nu mai cerșiți nimic, nimeni nu o să facă nimic pentru noi, vă dau scris. Dacă vrem să ieșim din marasmul în care suntem, trebuie să ne strângem unul în celălalt, să ne punem la bătaie mințile, efortul și energia umană se dă drumul înainte. România nu are nicio șansă de a merge în spate. Cât se aburgă ăștia pe noi, nu iese. Și singura șansă pe care avem e de a merge înainte. Iar înainte nu tot se înseamnă în sus. Priviți în sus. Uitați-vă la știri, când fac manifestările în București. Au mers spre Palatul Victoria, se întorc de la Palatul Victoria, merg în dreapta și merg în stângă și atât. Că unde nu-i lider, nu-i nici mers în sus. Deocamdată, cu tot respectul pentru cei care cătesc pe banii bisericii, pe mersul bisericii, pe mașinile popilor, pe salariile popilor, pe reverende, mai foarte rău să vă spun, singura instituție care are lider în România e biserica. Iar liderul bisericii e Hristos. De aceea, nu mulțumesc.